Bine v-am găsit la nota 2, Antipodcast, prezent atât pe YouTube în format video, cât și pe Spotify, Apple și chiar Google Podcast. Deci, este important să cunoașteți că este un produs care conține opinii mai puțin populare, uneori chiar specifice, expus într-un limbaj necenzurat. Haideți să gândim critic și ne dezvoltăm personal, asta e cel mai important, da? Let's go! Asta eu cred, vreți să vă supărați, ne spuneți când va trece, da? Asta cred eu! <laughs> Bine, da, de acord! Da, tu poți să interpretezi un rol. Da. Și poți să rezuma tu despre aceste trei proiecte. Toate diferite. Și concretizare de debil. Toate diferite. <laughs> nu, blai, tot una. Nota 2. Nota 2. Nota 2. Nota 2. în sfârșit cineva a reușit să furi la noi cum trebuie pe slânina și uh, o eu habar n-am în tehnică de lumină. Asta no, e Chiar arată bine. Ți-am mai spus ți despre da, asta. Da, că da. arată ghin. da, um, Olga Manciu sau Gabriela Damir? Gabriela Damir, că e soția mea, <laughs> boss. Tu de ce vrei să mă pui rău cu soția acum? Lasă. Eu vreau să văd cum tu reacționezi. Nu, no, dar e cesna. Dacă e uh -huh. acum obiectiv, tot cred că... Uite, eu m-am gândit mult despre ce noi discutăm vă și, Nino, este o trăsătură la tine tare Tu uh, faci ce ești să-i mm -hmm. da. adică tu, practic, lucrezi după profesie, regizor, corect sau nu? Da. Și tu faci din asta bani. Și asta e în subiect tare Cum să faci bani din ce ești și îți place sau cum să lucrezi ce ești și îți place și să faci bani. Deci, aș vrea să axăm mai multe că pe domeniul tău profesional. Mie am a plăcut în live-ul din social media în culise care l-am făcut, discuțiile despre podcasturi și am făcut o listă. Și da să începem cu cel mai interesant, să evoluiesc tu strict ca producător. Tu crezi că eu am puțin dușmani și că trebuie că emisiunea asta să ne atauși câțiva? Eu am Da, plus minus dușman. Ascultă, la... Ascult, asta am și eu după asta. <laughs> da, dar tu nu mai ai unde de a mă înțelegi. La da. cât să-i ai? Dar eu ta mai am unde? Ai auzit ceva? Că eu nu, eu parcă n-am dușmani. <laughs> oamenii nu prea spun în față. Apa <laughs> asta e că nu-ți spun în față, înțelegi. Da, da, da. Da, știu. Ladna, eu auzit tu ceva. Uite-te. Noi să mai revenim la asta. Apropo, tu vrei apă? Sau vrei. Noi și ja avem sponsor, și tu azi, prin faptul că vrei să încrezi din disconfort. Așa. Ai să fii tu fața sponsorului. Eu am dac. fost primul invitat care te-a scos din zona de confort, te-a mutat de pe Nu ăsta pe scaunul și da, da, Dar da, am acceptat contra asta. Asta e să fiu fața, da? <laughs> robust. Consumați robust. În perioada 14 decembrie, doar la Kaufland, ai robust la pachet. Da. Voce. Așa, ah, apă, tipa, ok. Adică, nu, dar pe alternativă e clară că, nu, dacă nu vrei și asta timp oamenii ăștia, oameni dau mulți bani, așa că pune-le să vadă, te rog. Frum. Da, exact. Și sunt patru gusturi, tu poți să alegi. Și apropo, ieri ai uitat la saună, ține, dacă tot ținem despre disconfort. Mulțumesc, Mulțumesc Așa. Uh, dispre despre podcasturi, vă pe tu analizezi, la tine se filmează multe podcasturi, da. VBL, da? Victoria Bank filmează, da. Titania filmează, Martorii justici Martorii lui Iustinian lui Iustinian, eu, da, prim. da uh, Cine se mai filmează? Mai departe, al lui Gureu uh, Gureu mai filmează? Acum, pe acum proiectul Dar s-a filmat mai bine de jumătate de an Aproape uh -huh. un an, cred uh -huh. uh, S-a făcut all-in la noi S-a făcut nudul lui Daniela uh, Multe, noi deja avem, cred că Peste 10 emisiuni care Bine, acum nu sunt toate funcționale uh -huh. Uh, dar piste 10 sigur care s-au făcut timp de un an de zile de când s-a deschis Creators Point uh -huh. și uite acum suntem ia ca să deschidem Kiko mai nou este la noi și a filmat deja primele două episoade Kiko asta cine? familia Kiko adică e omul Kiko care îl știm noi sau eu nu știu pe cine știi tu <laughs> nu, dar pe sau cine uh, hai să-ți arăt, vrei? hai, hai. dar eu până și-am să fac o leacă de asemenea da da, 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 da. Asta e interzis ce faci tu. Serios? Da. Dar de ce? În publicitate nu-ți faci asta? Pentru că te folosești... Eu, cum se numește asta? Psihologia oamenilor și n-ai să faci Deci e mm. vorba de Nicolae Chico, care are emisiunea mm -hmm. Raport. A, știu cine. Cu știrile a... care domnul băiatul, da, nu? Doar că el acum a deschis o emisiune și vă recomand să vă uitați. Mm -hmm. A apărut primul episod. Să-ți Bă, de cât bani te dau ăștia ca atâta insiști? Lasă că eu văd. nu vrei. ca mama mea de sărbători. Dar asta luați de aici. Bun, bun, bun. Nu, tu ești mare înseamnă că singură îți poți să stori. Eu, pur și simplu, când vorbesc mult la mine, în real, eu trebuie să beau ceva. Adică să usucă gâtul. Hai să evoluăm niște podcasturi, dar Noi e la noi discuția și pe piață interesantă, cum văd. Hai. Strict ca profesional producător. Tu ești producător și regizor? Iartă-mă. Eu, no? eu, iartă da. eu ne-am pus o în task, în care? când vinem aici. <laughs> am spus, bă, deci nu trebuie să. Te... Eu de la o vreme, uh -huh. din cauza că eu am impresia că multă lume nu înțelege ce se întâmplă, eu ajung la final de emisiuni de podcasturi de interviuri, spar super agitat și spar parcă mă cert. Uh -huh. Când, de fapt, eu încerc pur și simplu să transmit o chestie, dar înțelegi o dată, știi? Uh -huh. Și am observat că lumea a început să scrie, bă, dar și vă certați și n-ați împărțit, știi? Și asta s-a început de la interviu, de, de la podcastul Gureu, de amul câteva luni în urmă. E super podcast, eu l-am ascultat cam 60-70%. Da, dar cumva pare parcă noi ne-am certat, uh -huh. dar nu este așa, știi? Uh -huh. Și atunci eu venind în și am spus, Roma, chip fii calm, nu te agita și nu încercați să convingi pe nimeni din nică. Știi ce e interesant? Că eu cam sunt tot așa ca tine. <laughs> de asta eu și-am venit. <laughs> și tot mă iau după discuții și tot mă aprind tare și tot oamenii de spun că eu strig și mă cert cu cineva, deși pur și simplu sunt niște vorbi. Dar și-ai observat că oamenii nu înțeleg la tine? Deși tu zici că oamenii... Și nu crezi că asta e problema oamenilor dacă interpretează asta? Oamenii... Uh cel puțin pe care eu îi întâlnesc, simt foarte confortabil în zona lor de viață în neadevăr. Cu toate că e adevărul cunosc, nu o zăcem, deși sunt scoți din zona de confort. Uh -huh. Și ei trăiesc așa în toate aspectele vieții, în relațiile personale, în relațiile de la lucru, în felul în care fac cum își petrec timpul liber. Ei trăiesc într-o chestie care ei înțeleg că, în asamănă, nu e așa, dar ei din politieță, din nedorință de a se certa cu cineva, de a-și consuma timpul, acceptă să, prifacă prefacă că tot e așa cum trebuie. Tot e un joc. Și e ca în momentul când eu îi aud, eu încep să mă nervez. Pentru că eu înțeleg că ei înțeleg că eu înțeleg. <laughs> <laughs> e precoală, e precoală. Deci, eu am o altă frază la care se conturează tot cât, cât lucrez cu alți oameni și cât văd cum ei reacționează. Fraza sună în felul următor. Asta e prea îndemn și noi vrem să-l includem și să-l punem unui pe poster. Adică, dacă faci lucrurile lișbă, și rezultatele și bă lișbă. Și la, noi tendința asta de a face lișbă, ei este. Ei e foarte mare. De oaia să faci tot. Pentru bifă. Și asta se vede tot. De la mic, de la, să spunem, cea mai simplă funcție până la demnitar de stat. Deci, peste tot, e așa, în jumătate de măsură tot se faci. Dar tu te-ai întrebat de ce? Nu știu, ea ca și podcastul ăsta există pentru a răscoli cu oamenii și a căuta răspunsul ăsta. Eu nu cred că există un răspuns exact, dar, dar e ca, eu știu. dacă ai, care 1. Unu, multe cazuri se întâmplă din cauza lenei. lenei. Da, Pofii, o, personal, personal lene. da, așa. da. Și Multicauză, multe cauze, multe cazuri se întâmplă din incompetență. Pur și simplu mai gine nu se nu putem. Da, nu vrem să aflăm cum, că eu cred că mulți pot. Sunt uh, oameni care investesc în dezvoltare profesională și personală și află cum. Da, dar tocmai cum vorbești deja, cum să rezolvăm uh -huh. incapacitatea. Uh -huh. Da, uh -huh. incapacitatea este acum, concret. Am trebuie de făcut, am nu se Faptul că tu ai să înveți pe urmă și poți altă dată să faci, asta nu scutește e, e, uh -huh. lipsa de capacitate acum. Și cum crezi e că punctul este declanșator, e că e că momentul, e om inert, într-un fel, da? El așa că fără formă, fără personalitate, cu niște principii care le confundă cu a fi caractere, și el crede că lumea lui lumea lui, dar până la urmă, cum e ca spargi tiparul la omul ăsta ca el să înțeleagă, să se dezvolte. Nu știu, eu încerc să. Eu acum o să încerc să judic doar din perspectiva, de exemplu, colegilor mei, da? Uh -huh. Eu port foarte multe discuții Și am foarte multă răbdare Și evident că îmi greșesc Și ei și eu și Dar până într-un punct Sunt oameni care mă înțeleg Și sunt oameni care evoluează uh -huh. Oamenii care nu evoluează deloc După o perioadă de Două, trei luni de zile Eu prefer să ne dispărțăm acolo Și fiecare să meargă în treaba lui Oamenii care evoluează măcar un pic Le mai ofer timp uh -huh. Iar oamenii care evoluează mult, evident că îi pun în valoare. Trei luni e suficient să înțelegi dacă omul e din echipa ta sau nu? Ți-i suficient? Nu, no, trei luni nu e suficient să-ți răspunzi la întrebarea asta, dar trei luni este suficient ca să înțelegi dacă omul uh, s-a mișcat din punctul în care era uh -huh. sau e tot acolo. Nu, gen, pur și simplu, e că e salariu, Vine la lucrul, ia-ți duce, vine-ți duce, vine. Și nimic evoluție nouă. Îi spui ceva să facă el face, nu-i spui el nu face, da? Așa e comportamentul ăsta. Nu, înțelegi cum? E ca tu ți iei un om la lucru uh -huh. și tu îți dorești că el să aducă plus de valoare, cât de asta da. au ei. Da, da. Plusul ăsta de valoare poate să manifeste fie în timp, fie în bani, fie în clienți noi și așa mai departe. Uh. Și când nu se întâmplă nici unul dintre însări, înseamnă că el nu evoluează. Uh -huh. Nu și acolo e. te-ai gândit vreodată, la, de exemplu, la faptul poate nu evoluezi tu ca antreprenor? Pentru că este și asta. Știi, Desori se spune că fondatorul afacerii și este limita afacerii. De afacerea nu se dezvoltă pentru că fondatorul nu vede no, posibilitățile. Sub... Eu sunt de acord. Cum te sunt în raportul ăsta? Tu des Blamează pe tine uite, pentru chiar, oportunități ratate pentru de este. Eu chiar azi am avut o discuție cu o colegă de mea uh -huh. la care am spus, uite, tu, ceva nu iesă. Tu nu evoluezi. Au trecut două, trei luni de zile, tu nu evoluezi. Hai mai bine, poate ți să iasă mai bine în altă parte. Eu nu vreau să te țin. Și eu nu spun că tu ești divină. Poate eu nu ți-am creat circunstanțele potrivite, poate eu nu... Nu știu, nu-i, N-am făcut suficient eforturi ca tu să te deschizi. Sau poate tu ai greșit, nu știu, dar n-am timp amu să stau să analizez și ne-o greșit. Hai, mirna, drujna, asta este, viața merge înainte, că nu ne-am înțeles, nu, uh -huh. nu suntem tata cu fica, că nu putem să Asta e situația. Uh, întrebarea este că atunci când tu ai o companie stabilă deja, da? Uh, unde toți procesele spuse la locul lor, tu îți permiți să iei niște juniori pe care să-i crești, să-i oferi timp și așa mai departe. În momentul în care tu ești într-o perioadă de construcție și mai ales în ritmuri super nebune, deci tu vrei să compensezi, să faci într-un an și ei și alți să în trei, tu înțelegi că ți-i trebuiesc, uh, unu, uh, forță, doi, ți-i bani și trei, ți-i trebuiesc oameni competenți deja. Uh -huh. Uh -huh. Să întâmplă ca oamenii competenți deja să nu funcționeze în așa locuri Pentru că da. eu m-am de fapt că au am luat oameni din companii Care nu aveau oameni cu experiență <coughs> Care nu au funcționat. Și mediul ăsta de dezvoltare a fost pretoxic pentru ei deci, Intuiesc, Oamenii da? și buni să-i pui deja în locuri unde tot e clar și uh -huh. tot e stabil uh -huh. Instabilitatea le încurcă lor să dă randament uh -huh. Și mai este o chestie, instabilitatea îi scoate din zona de confort. Pentru că tu vii dintr-o multinațională mare sau cum nu tu ai confort. Tu știi că ă, la timp se întâmplă asta, bă, bă, luni vine asta, marți așa la face asta, miercuri, așa trăim, așa se întâmplă. Oare aici nu există, aici azi e așa, mâine așa, apoi mâine așa. Și nimeni față de nimeni nu are pretenții, pentru că și ă, angajatul înțelege că, băi, pretenții nu pot să am. Pentru că eu înțeleg că E un organism în creștere și de la zi la zi tot mai multe chestii noi. Uh -huh. Din altă parte, angajatorul nu poate să ai pretenție că, bă, în circunstanțele este omul nu funcționează. El are nevoie de... Na. Sunt în at- not în, not în, not în notători sunt mulți, dar ei sunt pentru 100 de metri, pentru un kilometru, pentru un uh -huh. Și de foarte multe ori îți diferiți campioni independență dependență de metraj. Dar parcă în noată, știi? Adică uh e de la caz la caz. Dar în mare parte, dacă aduci oameni deja buni, oameni cu skill cu experiență, care știu cum să facă lucruri, evident că asta îți creează o viteză, o dinamică mai mare de evoluție. Da, asta ca un fel de proces infinit, pentru fondator mă refer, că eu tot, tot, ca mă confrunt cu așa problemuță, e ca un proces constant de a găsi puzzle-urile potrivite, știu, ei unul pui nu merge, ei doilea pui, dar asta strict funcțional vorbind. Partea e emoțională, dacă oamenii, eu la personal, ai avut cazuri cumva, cum oamenii te înțeleg pe tine, în general, când tu le spui așa chestii? Pentru că asta sună destul de dur, în mare parte, când tu zici, băi, noi nu ne potrivim, eu degeaba cheltui bani cu tine, tu no, trebuie să cauți în altă parte. Eu nu recurg la de expresii de genul degeaba uh -huh. cheltui bani, uh -huh. <coughs> pentru că eu consider că chiar și banii și ei care i-am plătit, uh -huh. nu au fost degeaba, pentru că eu, până la urmă, am primit o experiență. Sunt prea sub greșelilor tale într-o da, <laughs> oarecare măsură. Cam măsără. scump m-a costat uh -huh. experiența și uh -huh. nu, da, dar asta mă face și strag niște lecții și să zic, bă, data viitoare trebuie să fii mai atent la asta, la asta și la asta. Cam scump am cumpărat eu sfaturi. astea. <laughs> da. Ai da, putea și mai ușor, nu? Aș putea, dar întrebarea e că acelea cumpărate e ieftin cât timp a să rămână la mine, știi? Da, s să da. nu le minte, dar pe peste le în, mine, în fine eu de felul meu să așa, destul de dur, tranșant și e ca când ne spune Gabi îmi spune într-o zi zic, mai eu de am împlinesc 30 de ani eu arăt de 30 de ani și zic că, băi, nu tu arăt așa de vreo 25, știi? zic, ok, după care cu cine vorbim eu cu ala donță, îmi pare că zilele este vorbim tot de chestia asta, ori nu cu ala, nu mai te minte cu cineva și ne-a zis în felul următor, ce că, băi nu. Știi cu cine grăiem? Cu um, Vica Mielnic, fotograf. uh -huh. Eu nu o cunosc, și cred că, că... Și dar... Eu, noi ne-am înțeles acolo să facem un shooting, bla, 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 și îi zici că nu dă da, vai cu un obraz mai brutal, mi și eu zic, băi, eu de obrazul brutal ne-am scăpat amul trei ani de zile, că am umblat un an de ăsta narcabaron, știi? Uh -huh. Când ai avut părul lung, cu părul da? lung, uh -huh. miniele, cu uh cu caroce, și grăiești și cu tine. <laughs>

și aici oamenii au disonanță când vin la... Băi, frate, băi, băițelul ăsta șisă, Și acasă-ți-a băițelul ăsta v-a băițel? Da. Și-așa încă și dur și rece și mă ating știi și vrește. Ce se întâmplă aici? Sunt două, trei categorie, de fapt, de oameni care eu am lucrat. Există diferențierea pe gen. Mhm.

vă iubesc nespus, Că altfel n-ați fi aici și n-aș ține la voi. Și eu le-am demonstrat la colegii mei de foarte multe ori când eu au avut nevoie de chestii personale. Eu m-am implicat probabil mai mult decât să implică alți angajatori în chestii super personale. Adică la modul lăsat tot la 12 de noapte și plecat pe pod, pe viaduct, că cu cutare s-a întâmplat o chestie care e strict profesională și rezolvat tot acolo, știi? și în situații de au fost mai mulți. Și le spun, uitați noi cu voi, din punct de vedere uman, eu sunt gata să și cu metri, să mergem la bere, să vă ascult toate problemele voastre. T -t -t. Dar, din momentul în care noi suntem la lucru, noi avem un principiu. Ni le schine, Nu confundați una cu alta. Sarce în execuție, deadline. Da. Și le-am spus, și tratați-mă și pe mine așa. Ei cum, ia ca așa. Nu-ți fie teamă și frică și nu știu mai și acolo. Să-mi spui o chestie. spune așa cum este. Pentru că tu încercând să spui o chestie frumoasă, cum consumi timp și niște uh -huh. Respectiv știu, știu. consumi bani. Respectiv explicațiile tale costă. Scurtează-le, te rog frumos. Economisești bani. Tu ia ca economisești caloriferul când pornești. Da. Economisești și aici bani și tot te grăiești, înțelegi? <laughs> și revenind la categorie. Deci există bărbații mai stabili, cu care tot te înțelegi bine, Care, da? care rezistă, că cred că. puțini bărbați... asta, da? Puțini uh -huh. bărbați care au venit și-au plecat din cauza că nu au rezistat emoțional. Uh -huh. Marea majoritate rezistă, dar sunt ești care de care nu înțeles. Sunt în sens că, băi, da. Noi putem să avem și discuții foarte joschie, da? Uh -huh. Cu băgați și cu etavot, dar nimeni... Toți în că, băi, nu. nu e nică personală aici. Uh, și există parte și el altă, unde vorbim despre femei care, ele sunt mai motivi de firea lor, n uh -huh. cum. Uh -huh. uh, Și, în timp, foarte multe femei care au venit au plecat anumit din motivul ăsta. Pentru că ele m se implică emoțional. Și implicarea lor emoțională presupune pe și Am descris un proiect, am de făcut o chestie, ele se implică. Nu e ca tu trei zile, ai făcut o chestie, ți i place, tu arzi de la asta. Și, zici, hai să-ți Da, și eu vin și mă uit și el mă arată și înșei pe povestit. Și eu zic, hai, îmi într-o concret și e acolo la urmă. Și zice, nu, e Rezultatul. Ca, da, e ca e așa. Și eu zic, da, super, mă Și e și mă duc. Și e rămâne într-un fel de, băi, n-am putut. Deci, eu m-am gătit de chestia asta. Eu n-am trecut prin trânsa. Da, ca puteți să mă lădeți, dar de, deși nu-mi zis, vai ce, bravo, ești, na, na, na. Ele așteaptă mai e empatie înapoi dar eu nou ofer. Soft skiller. Și din cauza asta, după o perioadă scurtă de obicei, două, trei luni zi zile și lumea e pas. Știi? Femeile este care așa, care au nevoie de asta, îi pas. Acum eu am în companie 1, 2, Stai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femei, 8 femei, care știu, păi prost, ce să-i faci? Păi e bun de Asta e el, știi? Și gata, eu nu vorbesc cu eu cu femeile în sens că eu nu urlu la dânsări. Uh -huh. Eu nu-mi permit să vorbesc vulgar acolo, în adresa lor. Da? În propoziție eu pot să -ți zic un bleaci. Uh -huh. Dar nu în adresa lor. Uh -huh. Și ele, ele știu. Tăi, ele să așa, Măi, dar băi Cât e să femeie șapte din cât total 30 și ai. Top, da, depinde, da. noi suntem acolo zi la zi, trebuie de văzut contabilitatea mm -hmm, cu cadrele, mm. resursele umane, cât exact și mm -hmm. Am dar în mediu sunt acolo mm -hmm. 30 de oameni care unul pe un proiect, altul pe altul, altul e angajat de bază, altul e angajat pe un proiect și vine și lucrează o perioadă, deci zi mm -hmm. la zi acolo e destul de multă lume, că într-o zi a fost maicul mea cu taicul mea pe acolo, dar e mereu cumva tipa, el și va face, dar... și chiar n-ai timp, sâmbătă și duminică. Mm ai zis, hai, lasă-mi tu și tata îmi spune, și, -și Maia Sandu sau și... -și. <laughs> Înțelegi? Da, da, replică cunoscută. Da. da. <laughs> și eu, și eu am tendința să-i răspund înapoi și eu înțeleg că... Trebuie să arăți. Nu. nu? Asta îți durează așa de mult timp. Că el n-a să înțeleagă. Și renunț. Și prost atac. Și apoi el mă iar mă mă e pe știi? Um, Bun, eu fost la birou la tine și au văzut? Fost ar... și mama m-a întrebat dar voi în fiecare zi atâta lume pe și așa e îmblă. Zic, da, da mamă, da. Cam ca la Maia Sandu. tu <laughs> <laughs> trei categorii de oameni. Femeile, bărbații și a Femeile, bărbații sunt uh, deja și... Um, hai să spunem așa, femeile și bărbații care sunt cumva cu caracteristici native, da? Mm. Și sunt aceștia care nu contează, o femeie sau bărbat, el e mai emoțional în mod clasic. Știi? Uh -huh. Uh -huh. Și atunci tot mă sprâniește nimic. Nu pentru că. Deci, știu. la tine e clar, emoțiile aparte, deci tu te așa foarte clar personalul de profesional, corect? Însă, da. Asta e legea de bază. Da. Cu, eu, cu asta tot mă confrunt mult. Adică în momentul în care sarcinile nu se exec execută și tu ieși și explici real că trebuie mai repede sau trebuie așa, trebuie așa, să e la personal explicațiile. Și dacă îți percepi explicațiile prin prisma personală, se începe interpretările. Dar interpretările, cum zici tu, împiedic comunicarea, sunt timp timpul și îi pierzi timp. Nu e că uite, situație concretă azi. Uh -huh. Eu am avut un meeting cu una din angajații care este manager general pe o direcție de dezvoltare și noi am discutat mai mult subiecte, unul din care era un contract și am explicat încă o dată, 10 minute i-am zis, uite, hai, și-am luat așa pam, 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 ai înțeles? da, i-am văzut până la tu precis, ai înțeles da, i-am o până la ok, trec 15 minute, eu cobor de la etajul 2, ajung la recepție la un partier acolo și Diana de la partier îmi spune ăă, da, și are tva viau cu și ei și ne colega în cazul contractului ăsta. Și eu pur și simplu la mine să sare într-o secundă, pentru că eu înțeleg că nică nu înțeles din ce eu am povestit timp de 10 minute. Și șepa nici nu, că n-a urlat, dar început explica, băi, voi chiar nu faceți diferență dintre o firmă plătitoare de TVA și o firmă neplătitoare de TVA. Asta sunt două mecanisme de funcționare fiscale diferite, vă și are una cu alta. Voi vorbiți despre un contract cu o persoană fizică de la o firmă neplătitoare de TVA pe un contract de drept de autor de royalty, unde se impozitează 10% și are TVA. De ce voi credeți vă voi și planet trăiți. Și eu explicam exact așa asta. Și la, un moment dat, Diana zice, dar nu, nu te supăra. Zic, dar nu mă supăr, nu lua, vă și eu nu mă supăr. Eu prost încerc să-ți explic. Eu nu mă supăr nici pe tine, nici pe dânsa. Prosta și cineva din noi... Era așa o vorbă, știi? Că cineva din... Știi de ce ceartă bă, bărbatul cu femeie? De ce? Pentru că cineva e proastă. Ok, ok, las no, că să fie și femeile prin comentarii. Ei, hey, Sunt de astea care a eu, ba, o e eu personal. <laughs> și ni-i prostul ăsta, dar am ni... mai scurt. Așa. s-a putut. Bun, revenind la... Uh, până la urmă, sesiunea foto care tu ai zis neașnei sau mai brutal, cum ai ales o să o faci? Sau încă am ales, o, caro, trebuie să o facem în pe data de șesă. Și uh huh Și nici pe data de șesă, nici nu a scris doamna Melnic. Și... O amânat. Nu, zice și -a acolo. Și eu am văzut mesajul ei și am vrut să răspund. Dar m-am luat cu tet și m-am trezit că roci sara. Și zic, wow, prietene, ce ți l-ai făcut. Și i-am scris un mesaj că, bă, îmi pare rău, așa m-am să o mutăm, să când că e. Și dar, noi am zis, zic, haide să facem altfel. Nu vreau să fac un shooting ca pentru o gazetă de la noi. Des, că tot sunt regizor, că sunt domeniul ăsta, des creez eu trei tipaje de personaje din uh -huh. filme din uh -huh. diferite perioade. Uh -huh. Și am ales un tipaj și perioada escobar și ecămșa de și așa și așa, și cu și așa. Uh -huh. Dar oricum vine pe brutalești, ca și aveau brutale și în atitudine. El uita la tine și tip pe tine, înțelegi? Uh -huh. Uh -huh. A doua era. Italia în perioada asta. Tot mafiota? Sicilia? Sicilița? Nu Sicilia, e ca de no. mai care descendență siciliștilor, care s bandiți, dar de-am să o lea altfel. Nu e ca, hai să spunem așa, outfit-ul ăsta și atitudinea asta de mușic de, știi, 60 de ani? care are costumul acela cu troica și de sub, uh -huh, cu, așa, atât uh -huh. pe biaj, pe albastru pastelat, știi? Și cumva filmele din anii m, Bertolucci, Iaca acolo, știi? Habar n-am, nu, eu gata, m-ai pierdut nu, în zona Dar și nu... a era un fel de, hai să facem în anii 90, un fel de plașuri de chele, de chele, știi? Și Iaca, ca un tot ai brutal, nu? Da, dar brutal... Eu... Nu, pe nu ne poate să brutal, brutal. Nu-ți la fața mea, și <laughs> <laughs> Nu depinde de privire. Zici că în fiecare sară îmi pun de șelea, știi? <laughs> Da, asta e ghinică. La 40, posibil că să arăt bine. Da, 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 este tema asta. Nu că am văzut nu de mult tot că a fost și Johnny Davis la 1 noapte. Deci, ca să vezi, când am, anunțat, o generat o repulsie de asta din partea publicului, început tot să scrie Cristini și în pagina 1 noapte, că deși să așa oameni. După și evident că l-am publicat, oamenii l-au privit și au schimbat atitudinea. Asta a fost, a durat câteva zile și eu i iar deschid cumva Facebook și văd poza nouă de la Johnny Davis, el stă cu un băiat alături așa și așa neașna arată și zicea că el nu a prins ideea cu oamenii. Numai nu m-au început ca rog să-l iei de bun <gâng> și iar îi provoacă. Iar oamenii percep bun în percepția lor. Nu da, clar, da. da. în mare parte asta tot înseamnă să... Tot și... E raportat la principiile și valorile fiecărui. Fără... Pară... Nu și înseamnă bun. Sunt de acord, e adjectiv, eu nu-mi plac adjectivele. E bun ce ești, îți place, e, e bun pentru tine și ești, îți pare să e bun. Pentru tine nu e bun ce ești, îmi pare nu e bun. Sunt de acord, dar dacă eu nu știu și e bun pentru mine, că eu cred că aici e problema, majoritatea nu prea nu știu și e bun pentru dâns. Și e de atât să iau după opinia publică. Nu crezi? Că e bun și ei spun oamenii, dar oamenii de regulă generalizează și spun, da, e bun să te căsătorești la 23, să ai copii la 25, să-ți găsești un job așa cum este, e că asta e bun. E stil de viață bun. Asta e raportat deja la circunstanță. Din țara în care trăiești, religia pe care o ai, și familie crescut, sărac bogat, de multe, foarte multe lucruri. Percepțiile, range tău de bun, uh -huh. depinde de circunstanță și de multe, multe lucruri. De tu, foarte multe lucruri. E că e și bună întrebare, că asta e una din cei care ne-am notat-o. Deși tu ai lăsat să dezvolți business în Moldova. E că, nu, real, tu, tu ai skill-uri bune, tu ai de case foarte bune, tu, tu, eu cred că inclusiv te compari cu alții din alte țări și ai contacte multe din alte țări. Deși e aici, de că, luând în calcul că e problemă cu oameni, economia, tot tema asta, tu poți în altă parte cu un răzmah mai mare să te dezvolți. Tu, uh, confuz, un lucru foarte important. Eu n-am ales să lucrez pentru Moldova. Eu am ales să lucrez din Moldova. Uh -huh. Îți simți diferență? Da. Da, 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 da. Eu putem să fac asta în Bali și să lucrez pentru Europa sau pentru... Apoi să te întreb deși din Moldova. Deși din Moldova, uh, uh, îți spun imediat, dar scutește activitatea mea în Moldova de legătura ei direct cu piața locală. Uh -huh. Bun, bun. Bun, deși în Moldova. Unul, pentru că eu mai sunt mai bine acasă. Uh -huh. Eu am avut perioade în care am stat la București, perioade mai scurte, mai lungi și așa mai departe. Eu am mai multă stabilitate emoțională acasă. Eu mă sunt mai bine. La asta influențează și faptul că alături este familia, cu care noi ne vedem rar, dar psihologic, eu stau mai liniștit din perspectiva asta. Uh -huh. uh, al doilea lucru, deși, pentru că nimic pare o leacă prostește, că noi avem atâta potențial și atâta descendență din de Moldova, care, bine, au tot plecat. Eu am înțele înțelegem de ce plecau, pentru că nu aveau aici resurse, infrastructură și așa mai departe. Dar încet, încet, ei începe să apară. Și în caz dacă pistă 1 ar rămâne dintre aceștia uh -huh. puternici, uh -huh. uh -huh. noi am înmulțit la 2, dacă nu la 3, viteza de creare de infrastructură aici. Deci, rezumând, dacă reducem plecarea oamenilor cu potențial de două ori, noi creștem viteza și productivitatea de vreo 3-4 ori. Așa, da. să înțelegem, da? da? Din experiența ta. Interesant, interesant. Eu înțeleg că aici nu e aplicabil modelul ăsta, nu e aplicabil în toate domeniile industriilor de creație. Uh -huh. Pentru că piața și numărul de populație, forța de cumpărare, oricum, tu nu ai să crești câteva ori, tot așa, așa să rămâi. Uh -huh. Dar calitatea produsului, da. Și să nu uităm o chestie. Eu spunem, când am filmat acum cu Cristina, îi spunem un lucru. Astăzi, nu contează cine ești, de unde ești. Reușita sau nereușita ta este direct proporțională cu ce ai făcut. Astăzi există internet. Astăzi, tu observi că se pierde percepția de țărulea. Da, 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 mult în ultima perioadă. Tot să le-ai de unde tu ești. Da. Atât timp cât tu faci chestii nice. Da. Și da. tu poți, uite-te, uite-te și la ai Sultan Seitov din Kazakhstan. Kazași general urcă, îți dezvoltă acolo bomba pur și simplu, înțelegi? Uh, care a ajuns să facă top internațional. Uite Tania Muino din Ucraina. Uh, uite uh, Iman Bec cu Grammy uite cu Cotoi din România cu Grammy pentru artiști uite Ina care e diva și latine și și e tot să facă business în România dar Înțeleg. e divă în America latină hai să spunem așa ce și avem noi în Moldova este o rezidență de bază în Republica Moldova uh -huh, uh -huh. revenind la deși unul ți-am spus, doi ți-am spus și trei, pentru că este <coughs> raportat la posibilitățile mele financiare. Era mai ieftin. Eu dacă era să fac și și fac acum aici, investiția trebuie și în București de 5 ori mai mari. Uh -huh. Bani pe care eu nu i avem. Bani pe care eu nu i-am avut din start. Adică câți bani s-au investit până acum acolo, eu când am pornit, eu nu i aveam noi eu i-am mai făcut între timp, o parte i-am încreditat, o parte i-am împrumutat, pe care i-am dat înapoi și așa mai departe. Și eu mai i-am acolo, de făcut încă uh, o parcul din, uh -huh. din față, care na, Îmi doresc foarte mult să iasă bine. Cel acum încă în construcție, da? Exterior. Uh -huh. Exterioarele sunt construcții pentru că e perioada receanului și nu poți să faci lucrări. La vară să fii acolo? Deci noi acolo. o să relăm uh, construcțiile pe exterior, pentru că înăuntru tot e gata și pe mine uh -huh. mă super enervează chestia. Că vine lumea, de aia intră în curte și se uită și zic, băi, ce s-a știi? Uh -huh. Și intră înăuntru și te-ți reacția asta. Wow, șoza google tot pare, știi? Uh -huh. Gen, băi, cum arată asta? Dar băi, și frumos, dar înăuntru. Și te-ți spun o chestie. Băi, când am intrat pe poartă, nu m-am gândit că arată așa înăuntru. Nu m-am gândit că s-ar putea să arate așa înăuntru. Și mă nerviez, știi? <laughs> <laughs> Vrei față să o construiești, da? Da, nu, și acum noi avem uh, deja toate uh, toate spectrele puse la punct. În februarie o să începem lucrările, În februarie, martie, aprilie și o bucată de mai o să facă lucrări. Și la, început de mai, Vrem la mijloc, sfârșit chiar cred că de mai, o să facem deschiderea scoarului, o să fie un scoar multifuncțional pentru tineriat, un scoar care o să poartă denumirea de Cine Park, pentru că se află pe teritoriul Moldovei Film și e și un tribut pentru cinematografia națională. Uh -huh. Un unde o să avem proiecții în aer liber, în weekenduri, vara, unde o să avem concerte, unde o să avem iar marocuri, unde oamenii pur și simplu, zi de zi, poate să intre și să bei o cafea bună, să stăie pe bancă în parc. Pentru Super. că pentru asta ai făcut, pentru oameni, în primul și în primul rând. Super. E interesant tema. Locația e interior, voi aveți o, o locație foarte mare pentru filmări, da? Da. Eu ți-am spune tu că vrei acolo să faci evenimente și am văzut la tine în stories distribuit, era un eveniment făcut. Deci voi ați terminat asta tăi, da? Deci adică... noi am terminat înăuntru 100%. Uh -huh. În momentul de față noi dispunem de trei de studiouri, uh. trei hale, una de 420 sau 440 de metri pătrați, cu înălțime de 10 metri, uh, izolată fonic cel mai bine din țară, nu există analog pur și simplu la izolare fonică, Toată lumea care intră acolo, inclusiv și specialiștii, îs wow, wow cum sună sala asta. Tehnic este dotată absolut tot. Asta e sala și în care se filmează inclusiv Titania, da? adică nu, o, Titania se filmează în alt. Da, deci avem platouri mari uh -huh. și mai avem două platouri mai mici, uh -huh. decât 110 metri, dacă nu greșesc, cu înălțimea podurilor de 6 metri platoul mare este destinat, el este versatil. Deci pot, se întâmplă filmări, se întâmplă evenimente, se întâmplă concerte și noi am tot lucrat până am zis că din decembrie începem să, 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 să facem chestii acolo. Și uite că în decembrie am avut pe data de 1 2 un eveniment organizat de către Inițiativa Pozitivă, un eveniment de informare, un, un soi de performance de teatru, Uh -huh. cu scopul de a informa tot ce înseamnă HIV și cum trăiesc oamenii cu, cu, cu HIV. După care, mâine intră cu montajul Alternosfera, pentru că pe data din 10 au un concert mare, de mult nu au fost concerte Alternosfera în Chișinău și cu lansarea albumului legată. Uh -huh. Și o să fie aproape mii de oameni la concert. Acolo tot faci da, concert? capacitatea sălii este de până într-o mii de oameni uh -huh. în picioare, în momentul în care vorbim de concert sau undeva Așezați pe scaune, 400 de oameni în cap, asta cu tot cu scenă mare, cu tot tot. tot asta e conferință, prea, pe o faci conferință, conferință, un da. spectacol, nu contează. Uh -huh. uh, și, pe data de 15, 16, 17, uh, eu, gen, boico, uh, vine cu un party, probabil ați văzut că sunt foarte multe anunțări, eu, muzică electronică, sunt DJ internaționali, uh -huh, uh -huh. o să fie o chestie chiar uh, fabuloasă pentru Moldova, care iarăși se întâmplă acolo. Și pe data de 22-23 decembrie mai este un eveniment privat, o lansare de un produs mare care se întâmplă acolo. Pentru ianuarie deja avem câteva rezervări și noi ne bucurăm foarte mult pentru că lumea apreciază un loc nou, avem toată infrastructura necesară și tot confortul. Acum, iată, zilele astea, azi chiar și mâine, să fac ultimele lucrări pentru căile de acces cei ce înseamnă acolo era problemă cu scurgerile și erau mereu lacul de acumulare uh, ghidighici acolo în față și glot și așa și eu am zis băi nu mai așteptăm primăvara că e o bagiocără, vine lumea în pantofi și dă în... Hai să ne scaldăm aici. Asta ține da? tot de restaurarea faței, da? Acolo, despre a exact, acolo exact. este o, cumva... Sunt timp să o creat niște laguni uh -huh, uh -huh. și noi acum, iată, chiar astăzi s-a lucrat și acum la ora asta s-a lucrat, lucrează tractoarele, bobcatorile și tot ce posibil ca să... Îți să seama, sunt mii de metri pătrați pe care trebuie să-i faci și în două zile. Da, 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 da. E nice. Și Bine se... că lucrează, adică... Eu când te ascult pe tine, am impresia că, doamne ferește, plin, cât e pusă pe treabă treaga Moldova și oamenii și restul tot se organizează. Nu, dar știi că cu oamenii e cea mai mare problemă, dar eu am noroc o leacă la oameni. Eu mai ca de exemplu, cu prorabul cu care eu lucrez, de când am început, cum a fost? Eu am început singur el. Eu am făcut singur proiect în autocad, eu am învățat acolo, stat cum trebuie, pe YouTube, că eu vreau să fac economii. Și s-a reușit? Da. da. Eu am făcut design singur tot interiorul. Și vine lumea și zice, da, și designer ți-a făcut. Și eu așa mândru mă sunt, știi? Dar pe de rău vor spune ceva și află și nimic. Nu, că ei se uită așa cum. <laughs> dar ce designer ți-a făcut <laughs> aici? Da, 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 am dat 15 milioane de euro pe designer. Și <laughs> um, îți spunem de Marcel. De exemplu, de cine merge? Eu am început a lucra cu o echipă de oameni, eu vreau mai ieftin, mai prima bucățică acolo la etajul 2 când am început noi. Uh -huh. Noi știi cum am făcut? Am început mai întâi de la... Eu am luat o bucată de clădire. Și am făcut etajul 2 și am zis, da, nu nafic. Etajul 2 până în capăt. Am făcut contract și l-am luat în chirii specială. Și hai până în capăt. După care am făcut etajul 1, o aripă, piste o leacă de timp, am făcut și a doua aripă. Am luat tot clădirea. Și când am făcut a doua aripă, am băi, dar cum am mus? să că trebuie să ieși pe afară ca să intri dintr-o aripă. Farmați etajul întâi care au fost făcut, stricați al dracului tăt și mai faci o dată. Și t -t făcut cum trebuie. Și tăt da, tăt în jumătate de an. Uh -huh. Și te ți uita, băi, prost că adică cum? e băga banii. Stricați al dracului că faci mamu și am uitat. Gata, azi și cu accesă pe interior, cu 16 vicei, cu ușă de sticle, cu acvariu, cu tot ce vrei. Păi da, dar pierdem bani. dă dracului de bani. dă jos și acum, cumva, tot e făcut omogen pe interior, tot e gândit, uh -huh. tot cu tot se leagă pe unde intri, unde ieși, tot e făcut cum trebuie. Revenind la Marcel, ia că eu am început să fac așa, și am, cu oamenii și nu prea, și că nu erau mari specialiști, și am apelat eu la cineva. Și care au zis, băi, eu s ocupat, ocupat, dar să trimit un, un coleg de-a meu care se ocupă cu construcțiile, are echipă, face și tot bine, are firmă, tot cum trebuie. Zic, bun, nu și vine, eram în birou, mă sună număr telefon, că e afară. Dar discuția era despre fațadă atunci. Și el așa s-a uitat, dar foarte important, știi? Foarte așa, tipa, tipa, ia ca există, noi și voi aici, proștii ăștia. Și așa, foarte important, și eu zic, uite, nu vreau să dăm cu ea la jos, pentru că asta presupune cheltuieli de o de 5 ori mai multe. Așa cum este, dați i cu vopsea pe dânsa și de-o dracului. Și el zice că nu, eu așa nu fac. Ori facem cum trebuie, eu ți-am spus cum trebuie, eu așa ceva, așa huinea nu fac, vopșie. Și zic, măi, care-i problema? Să plătesc, doar vopsește și gata. Nu, vă hai, da, vai, pe cam asuni dacă vrei. Și noi chiar ne-am aninat cumva, știi? Și el s-o duce și eu în gândul meu, zic, dar bă, gata, așa dracu de prost, nu? Și l-am stat pe celălalt, zic, cine ai trimis să pe ăsta? Dar știi că e băiat bun. Zic, de care e băiat bun? Că vorbești cu mine de parcă am făcut vreun rău. Și după asta au trecut o leacă de timp și noi n am comunicat. Și eu l-am sunat într-o zi pe Dexu, so, zic, des mai încerc o dată. <gătă -i> și el a venit, o zic, eu să intru și o să vorbim. Și a venit și vorbea cu tot altfel, știi? Și -a zic, noi așa, da nu parcă nu ne-am înțeles prima dată cu tine. Și zic, ei, dar păi eu, nu știu, nu i am explicat ce aici și cum e aici. Și eu, na, am venit ca la stroică, știi? Zic, nu știu ce s-a schimbat. Ei nu, că nu i mai explicat nici și cum și... Și din punctul ăla, noi nu ne-am mai certat niciodată cu Marcel. Marcel atât de mult m-a ajutat, din toate punctele de vedere, din chiar și inclusiv economie și b -b -b relații unde se putea de făcut discount lui. Foarte multe lucruri m-a ajutat. Ca să înțelegi, Marcel a ajuns și omul ăla, care eu când știu că este o întrebare legată de ceva, de construcții, de referi. De, de construcții, uh -huh. de făcut. Până inclusiv și la scenografie, când se construiesc decoruri, s-a întâmplat și așa că sunt și zic, Marcel, nu știu ce faci mâine, dar el are omul, construiesc, cați chestii. E câțiva băieți și veniți și construiți, îmi trebuie rep de mâine până la 10 și e casa în Și nu discutăm despre cum, cât costă, cum facem. Stai, voi construiți pentru filmări casă? Poți construiești un apartament. Tipa, apartament, da, tot chestii. Decorul se construiește din zero, tip. Da, de ce nu m-am gândit la asta niciodată? Eu cumva credem că ele sunt făcute deja. Le cumpărați făcute sau cumva, nu? Nu, nu, nu. nu. Pentru asta există departamente de scenografie. Am înțeles. Și e ca noi cu Marcel am ajuns să avem așa o relație. Știi și mă interesează. Iarăși, revenind la subiectul de cum să faci bani din ce și să-ți și să-mi un moment și al în care că tu te-ai certat și te a dus pe tine în punctul în care tu trebuie din nou să iei legătură și ai ajuns la concluzie că băi, dă să trec peste percepția mea într-un fel, așa o ieșit, nu? Și dă mai încerc o dată. Cum tu ai înghițit orgoliu? Încă într-un fel așa e vorba, mulți, mulți au din orgoliu nu e o legătură. Eu am parte. înțeles un lucru, mm, că el are dreptate. Alt Dar cum nu ai înțeles tu dreptate? Pentru că mulți nu înțeleg. Adică nu, 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 pentru că eu îi spun ia că, uite, el să uita, el îi cu asta se ocupă. Uhum. Cel Și el vede și e chică. că o lopată și e chică. Nu știu, vrea să o vopsească. E așa Ia ea așa măsuni pe urmă și să zic că eu rău am făcut. N-a e asta în trebuie. Uhum. Eu nu înțelegem lucrul ăsta. Pentru mine era o tencuială care așa de perite vopsit. Înțelegi? Și pe urmă am vorbit cu unul cu altul care s-a uitat și a zis că Roma, e nu vopsit, e trebuie dată jos și făcută normal. Noi să s-o am niște bani și pe urmă încă o dată să o dai jos, a să o faci și a să vopsești. Uhum. Și eu am înțeles că el avea dreptate. În sine, el nu cu rău asta, dar el pur și simplu tehnica avea dreptate. Am înțeles. Sunt clar, da, să sun. -o. Și discuția, eu când am sunat, pe discuția a fost despre m-am gândit și hai să facem cum zici tu. Uh -huh. Aha. <laughs> am înțeles. Da, eu pricul, n, -am, n am o problemă să recunosc sau să încerc scuze de la cineva. Atunci când am dreptate. A pe ea, că asta, e, ni îmi pare că asta e un, priz priznă, că asta e un semn de un om care cumva e că e gata, el poate să cu propriile limite. Că mereu e vorba despre propriile limite, nu? tu dacă nu poți să pășești pe propria limită, tu nici n-ai să te pui în situația omului și ala și nici n-ai să poți să recunoști sau și scuză. Aici e o problemă foarte mare de dezvoltare personală. Trebuie să și cinstit cu tine și să recunoști tu pentru tine ce ești faci gini și ce ești nu faci ghini. Și gata. Tu să îngur să fii cumva da. judecătorul și ala de morală, da? Noi toți înțelegem. Uh -huh. adevărata în noastră valoare. Și putem și nu putem. Unde am greșit, unde noi tot înțelegem. Întrebarea e dacă noi recunoaștem, uh -huh. măcar pentru noi, sau dacă recunoaștem public asta. Și nu îmi spare că oamenii care n-au complexă își permit să recunoască ușor. Nu, poate au, dar sunt altfel. S-au lucrat o, lucra, -o leacă. Eu, eu nu, nu știu, tu crezi că sunt oameni fără complexuri, în general? Eu cred că fiecare le are, oamenii numai fiecare altfel se manifestă. Oamenii au tendința să pară și, și ei nu sunt. Da, de acord cu asta. E ca eu, de exemplu, înainte de a veni aici, uh -huh. îți spuneam că merg, merg, lucrările acolo afară. Și să, cu adboinicul, să dezbătea niște bucăți de asfalt, că ele trebuie scoase că nivelul nu era cum trebuie. Și că Marcel dădea cu adboinicul, încă acolo, băieți, așa, mă, ea? și eu am luat și eu cu dânșul o lopată și dădem la o parte țărână cu și era, eu n-am o problemă. Văpșe n-am o problemă. Și eu de la tine de aici am să să mă duc înapoi. Și o să-i mai ajut cu ce trebuie, știi, va Da, Dar acasă când ajungi tu? Când o să ajung, atunci tu o să afli. Era o întrebare cu care eu planificam să încep podcastul ăsta. Cât timp tu nu lucrezi? <laughs> <laughs> Pentru că tu permanent lucrezi. Da, da, asta nu e. asta e o chestie bleadnă, tivă și trebuie să scăpăm de dânsa. Care? Jăluim așa că lucrez. Uh -huh. Să lucrez nu e rău. Dacă nu lucrez în traiure. De unde chestia asta? Da? Și așa mult lucrez. Dar ce nu e Dar ce așa mult dormi? <laughs> nu, dar sunt bine. Dar eu vreau să spun că eu mă sunt mai gine când lucrez decât când dorm. Nu, nu înseamnă că tu pentru majoritatea ești ieșit din comun, ești altfel. Nu, nu crezi. De atât poate oamenii își reacționează la tine așa. Nu, eu, deși eu încerc să judic și eu cumva să dezbat subiectul ăsta, nu spun. În cazul în care spun poate tu, asta eu presupun, da? E formală discuție, imaginară, să nu e personal. Dar eu sunt de acord cu asta, dar, dar cum tu îți explici? Hai să spunem așa. Ți-ți place ce ești faci tu, corect? Da, tu... Asta e cel mai mare motor care, care mișcă cu nu e ca dacă tu, de exemplu, ai face și bă, și nu ai vin de la magazin. Da. da? Tu băi stai până la 12 noapte acolo să lucrezi? Prea și spui, da, deși tu mă, e ca... Dacă e nier, bă, și și eu fac cu siguranță. Mm. Bun, dar hai dar să ne aprofundăm un pic. Dar cum consideri tu, cum poți să găsești și ei și îți place? Cum să înțelegi și îți place să faci?

Ia, yeah, hai, e curios. <laughs> nu știu ce să aștept, dar hai. <laughs> Nota 2 este produs în studiourile din Academiei Vie. Cred că știți deja asta. Păi uite, Academiei Vie acum au lansat o super ofertă care conține patru webinarii. Cum treci frica de a face stories, ce și cum să discuți într-un live, cum găsești primi clienți pe freelance și cum să treci peste un ișec, fără a pierde curajul. 5 ore, 65 de subiecte și tot asta numai la 1,9 euro. Clic pe linkul din descriere și beneficiați de produsul ăsta. Este o ofertă limitată. Spune, dar răspund drept la întrebări. Balea. hai. Eu s-am pregătit tribliță ce? și tu vrei eu să-ți dau Și faci tu când ești singur acasă. Stau întins de regulă. Analizați și ce am făcut. Gândesc, notez, scriu idei diferite. Poate mă uit la un film. E ca astăzi. Cam. De ce tu asta faci? În rezum, ni atâtea activitățile. Eu mult lucrez cu notițele și eu, de exemplu, tot vremea cât în lucru, eu notez, notez, notez și la un moment dat mă uit peste ele și rezum ca să caut din ele alte careva idei. Nu, de ce și... tu faci asta, dar nu faci altceva? M îmi plăcește. <laughs> Văd experiment a Aha, Asta se numește 5 de ceuri, numai că tu dintre a treilea, da? da? Am înțeles, da, da, da. da. Pentru că ție când ceva îți place, uh -huh. tu faci. Când ție nu ți place, tu nu faci. Vse. Mie nu a plăcut să dau culopata asta, azi. Că de altfel, găsăm un motiv să greșesc la telefon, să fac un meeting tare urgent cu cineva. Uh, -huh. uh -huh. nu asta e stilul tău de a fi. E că dacă întoarci în perspectiva o leacă, aia pură antreprenorială, antreprenorul și el vrea să construiască afacerea și îl pune tot pe sistem. Și el știe că pentru fiecare funcție există roluri. Adică uh -huh. sunt oameni care tu îi plătești să vină să facă cu o lopată, deși să dai tu. Da? da? Corect. Asta e ideea. De atâta oamenii cred că percep că stau și se uită la tine ciudat când tu iei lopată. Că tu ca bă, îți asumi alte funcții și roluri. Care ei nu și le asumă, înțelegi? Și tu, da, tu te vezi pe tine în, în business construit și tu să faci exit-ul? Să dai, ai numai bani din tot asta Uite. Um... În principiu e așa cum spui tu. Pentru că acum oamenii și e acolo, o dar dar i la interviu. Uh -huh. Nu, no, da, asta tot, da. Dar tu dar dai bani, faptul nu? că, evident, plătești pentru asta, dar faptul că eu într un ceas cât am stat cu dânșe acolo, uh -huh. am făcut o leac parte la așa, nimeni nu făcut plăcere. Pur și simplu e psihologic, emoțional, eu mă simțesc gine, am făcut un lucru practic și... Mie îmi place mai tare să și știu mai aproape de oamenii. Uh -huh. Hai să spunem așa, basic. E leadership într-un fel. Decât să și știu ea ca să mă duc să stau acum de vorbă cu niște oameni care, bă, bă, să facem și noi o chestie, să dăm și să bău, că bag eu în cripto și vii tu, facem echipă de fotbal să... <laughs> mm -hmm. Nu pot. Eu mă nerviez. Eu mă nerviez în momentul ăștia. Mi-e -mi pare că eu pierd timp. Am înțeles. Asta se numește discuția huiaha prianică. Hă <laughs> Dar tu... Tu înseamnă că te identifici a fi cumva mai mult cu skill de operațional, da? Adică eu cred că tu în funcție de director executiv, tu îndeplinești funcția de director executiv în compania ta. Eu somnă. momentan eu îndeplinesc director general, și director executiv. Uh -huh, Acum uh -huh. eu, în sfârșit, eu am încercat să găsesc. E tare greu să găsești un director executiv. E o e a doilea tu, teoretic. Da, da, da. Acum eu iată sunt într-o perioadă de discuții cu cineva care e și mai mare ca mine și care eu tare vreau și sper că o să ajute și o să descentralizeze de pe mine anumite lucruri, uh -huh, uh -huh. o să preia resurse umane, contabilitate, management, relații externe, o să preia câteva chestii. Dar iarăși, eu nu mă panichez. Pe mine nu mă deranjează că eu nu fac lucrurile astea. Și am să spun de ce. Pentru că compania încă... A... din momentul în care o apărut hub eu, la mine, în general, toată activitatea sunt parte până la hub și după hab. Uh -huh. După hab, ia caz doi ani și ceva. Pentru doi ani și ceva rezultatul e mai bun decât putea. De asta eu nu mă panichez. Faptul că încă e centralizat și încă eu sunt și, -și uh -huh. da, era gine. N-ai obosit de asta.

multă bodogăneală fără... Băi, chestia asta spui că sunt trec și niște mai multe cuvinte în engleză. <laughs> yes, yes, of course, yes. Yes. Și îi dau cu termeni în engleză, cu pa să... Vine și de tare, asta și de gol, Și eu mă uit cu un meeting de o oră, putea fi comprimat în 15 minute, va și ușor. Uh -huh. Prosta noi să facem un fel de complezență, corect?

Și, da, hai, povestiți, că e bănac, o colaborare, că și mai departe. Și încep ia povesti și gresc și gresc și eu sunt, la un moment dat, eu înțeleg eu să cum... Și eu tot da, 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 din cap, deci da, mă să mă gândesc la următorul meeting și n-am și mai am de făcut și e greș și eu înțeleg că eu nu iau Și zic, stai e leacă. Ai pierdut firul, Bă, da? Bă, și eu mă ocup. Și zic, da, prietenii mei, uitați. Cineva din voi mă cunoaște, cineva nu. Dar mai concret, voi și vreți. A, B, Vrem asta, asta, asta. Și eu vă dau răspunsul. Nu trebuie să-mi povestiți tot. Voi sunteți maladeți. Voi sunteți afigenne. Nu trebuie tot povestit. Văd Dar vă drept borșa, azi mâncăm și ne-am dus. Fără gustare, felul 1, felul 2, desert. Nu trebuie. Dar fai concret. Am mâncat și am plecat. Și trebuie. Apoi trebuie asta, asta. vă văzut ce de simplu era la asta vă răspunde așa, la asta e că el, la 3, ea, gremi, a treia grăim pe o săptămână. Vă, davai păca. și s-a rezolvat, dar te e ca asta, că bă, că... S-a rezolvat pentru tine, poate, nu și pentru ei, ba dar da, poate au vrut alte rezultate. Nu, depinde, mă rog, știi că sunt câteodată momente în care nu se rezolvă pentru tine, tu ți-ai rezolvat situația, ți-ai eliberat timpul și mai departe. Majoritatea merg pe niște șabloane, dar ele sunt așa de penibile? Și ele, eu. tipa, cool, știi? Uh -huh, uh -huh. Tipa, băi, să facem un meeting, să mai facem încă un meeting în care o să discutăm viziunea generală, iar la următor o să discutăm despre viziunea targetată pe fiecare publică, audiență. Ce v-aș despre voi grăiți? <ră> nu, asta e specializarea. Tu vorbești de marketing? Și nu numai de marketing, <ră> că asta ține nu numai de marketing, da, că asta ține da. de foarte multă lume. Să facem o ședință la ședință la ședință. <laughs> deci astăzi am avut o ședință da. Mâine o să facem o ședință la care discutăm despre ședința de azi Am înțeles Și poi mâine tot așa, înțelegi? Am înțeles Dar vai nu-mi consumați timp Hai concret, A, B, C, D, E le-am rezolvat, dar vai păcat okay, Eu presupun că multă lume uh, face asta pentru că are tare mult timp uh -huh. Dar eu chiar dacă aș avea timp, n-aș face asta Pe mine mai nervează. Asta se numește linsatură într-un loc Înțelegi? Uh -huh. Știi că mie acela că mâța splinge la coadă. Pe asta cam așa arată. Dar și cu tot asta, etă, tătă, e tot, e ca dragostea ta față de activitate, da, dezvoltarea businessului. Cum reacționează Gabriela la asta? Tot? mai ales în calcul că e însărcinat și naște în curând. și ai de când o să faci cu asta? Nici cu Gabriela, în general, nu mers tare mult. Pentru că eu consider că Gabriela dă dovadă de foarte multe

tot rabdă și rabdă și rabdă. nu te tem ca să termini odată? nu mă tem, deși mă pentru tem. că noi tot purtăm discuții Aha. și ea înțelege foarte bine că eu nu sunt baruri, că eu nu... Înțelege, eu n-am timp pentru mine, pentru nici. E vede că eu vin la 4 dimineața și mă duc la 8-9, înțelegi? Uh -huh, uh -huh. E vede toate lucrurile astea. Eu încerc să-i povestesc și să mai întâmplă la mine la lucruri și așa mai departe când se întâmplă Ei E conectat, apropo, la ce își faci tu? La, e conectat e ca, în Voi mari. comunicați mult despre business, sau nu? Nu, noi în general comunicăm puțin. Uh -huh, știi? Uh -huh. uh, dar ești în linii mari și fac. În linii mari știi, nu ca și când e out of space. Uh -huh. Ei înțelege cu ce eu acolo mă ocup. Uh -huh. Eu încerc acum să fac tot posibilul ca la 40 de ani să am, unul, stabilitate. Și să am posibilitatea să trăim așa cum vrem. Să fac filme, să călătorim. Și eu, într-adevăr, depun eforturi. Eu n-am garanții că eu asta pot să fac. Vă, 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 vă. Dar da, tu mai ai 10 ani în față. Dar eu am încă 5. 6. Dar înseamnă că eu sunt mai optimist, ca tine, <laughs> Da, da, da. Uh, dar există premiză. Că siguranța mea nu din pot. Uh -huh. Înțelegeți? Da. Se întâmplă niște lucruri. Da, și e vedic să se întâmplă. Și eu, în situația asta, i-am spus în felul următor. Zic, uite, tu poți acum să faci... Ției două atitudini. Una, în care ești foarte principial și căritoare. Și eu am probabil, probabil, că acolo și la mine se splituiește deodată deciziile. Uh -huh. uh -hmm. Probabil eu o să n-am să apăsat atâta gaz și o să mă dezvolt mai și și așa mai departe. Dar în timp, nereușita mea, la nivel psihologic, o să fie asociată cu tine. Și eu nu știu dacă tu după 40 de ani vrei să trăiești alături de un om care crede că din cauza ta lui nu i-a în viață. Dacă tu ești gata să-ți asumi asta... Samă de manipulare. Da, 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 nice. Îmi place, îmi ce ești Asta e chestia ceva. Da, înțeleg. Asta unul, doi. Hai, am o să ne dăm imaginea, am altă situație. s-a oprinit. Dar tu în tot timpul ăsta mai cicălit în continuu. Uh -huh. ți și rușine așa să mergi în mărsă de Așa, o leacă. N-aș să incomod așa. Da, da, da. Ni pare ca să mergem și la mine să lucreză pe da grevă dar la tine nu. <laughs> Știi? <laughs> da. Um, sau există absolut a doua. Ești o, cu mine, ești și amul. O, da? o tragi amândoi. Da. Eu o trag la propriu acolo în sens uh -huh. și fizic și așa. Tu o tragi emoțional și ca timp. Și amândoi punem mâna la o chestie. Și când ați citat gine, Apoi, tu ai și abduvul și grevă, mașină, că zici, de la dracul, eu am Merit. plătit pentru da. dânsul, cu mm -hmm. timp, cu răbdare, cu mm -hmm. chestii, înțelegi? Da, 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 da. Și, da, dacă asta n-a noi n-a să avem reproșuri în față de altul. Pentru că tu ai văzut câte eforturi eu am făcut și de și asta nu a Și eu asta am tot respectul față de tine în continuare pentru că tu ai crezut în mine. Pricol. Știi și așa, și, pentru a completa răspunsul ăsta atitudinea asta și secretul de comunicare dintre voi, cum crezi, dar deși um, e, în continuu te alege pe tine? Vreau să înțelegi un lucru, pentru că sunt și atitudinea este care, de exemplu, păi, nu, aici e cu businessul lui și cu activitatea lui, a să-i meargă, n-a să-i meargă, ok? E și, tu știi că femeile pot mai ușor să schimbi bărbații, da? Femeile au un hint care bărbații nu l-au. Femeile pot să aleagă un bărbat mai mare care deja e stabilit, peste uh -huh. 40 de ani, înțelegi? Uh -huh. Și ele nu se rușunează cu asta. E ca cum crezi de ce e alege să se dezvolte lângă tine. A Aș vrea să excluz dragostea din context, sau mă rog, da, pentru dacă nu există... noi excluzăm, spune așa cum consider, pentru că există diferite trăsături de caracter la diferite femei diferite. Uh -huh. hmm. Gabi nu este oportunist. Mm -hmm. Și Gabi a crescut bine, mersi. Gabi n are nevoie de un papic să-i cumpere gențul lui Vuitton. Înțelegi? Da, da, înțeleg, Pe înțeleg. înțeleg. nici măcar nu mă mai interesează asta. E i-am într zi, zis, tu zi, știi, eu am ajuns la asta, că eu mă uit la tătii fetele astea care postează, genți, ce izmi căcaturi și eu nu înțeleg pentru ce îi cheltui banii ăștia. Și eu așa de tare mă bucur, nu? Pentru că eu n-aș trebuiască să cumpăr. Eu să-i cumpăr. Din contra, pe mine asta mă face mai tare să vreau să-i cumpăr. Uh -huh, uh -huh. Pentru că eu știu că în felul ăsta eu nu-i cumpăr atenția. Eu prost eu ofer un lucru calitativ. Da, 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 Ei n-au să și geantă. Uh -huh. Și mentalitatea asta

mai este un aspect. Gabi a crescut într-o familie în care tatăl era un om implicat, activ, puternic. Da, știu, știu. Influent Eu, eu am auzit asta. Și feia dezvoltată, cred că de el a fost, nu? Da. Adică au a fost implicat lui. în dezvoltarea da. Fieia, da. Și un om care, e implicat și în business și așa, și ea au crescut cu modelul ăsta de bărbat, mereu implicat, mereu activ, mereu, în, uh -huh, în uh -huh, da. Și pentru dânsa nu e o chestie străină. Ia da, asta au văzut în relația la mama cu tata, tata care mai mereu era până la unul din noapte la lucru, mama care l-a înțeles, care l-a susținut. Și pentru dânsa asta nu e o chestie străină, înțelegi? Asta e un punct foarte important. Da, da, sunt de acord. Adică răspunsul, unul din posibile răspunsuri ar suna felul următor. Te elege pe tine pentru că se la comportament cu tata ei cu modelul de bărbat care e de prins să-l vadă de mic copil. Nu, grubă, eu nu mă bag, nu sunt psihoterapeut, dar mă rog, știi cum, acum atât sunt psihologi și da. psihosomatic. Numai așa. că sunt cuvinte separate în cazurile noastre. <laughs> care anume? Psihologi. Ladnă. Eu de la început, uite, vezi cum am început să fac eu topul și tot ai evitat și noi am luat-o așa o întorsătură? Tu... Eu de la top tine nasă te... top. top. Asta tu și înțelegi că oamenilor le este interesant, tu ești tu faci cele mai interesante și mai scumpi spoturi din Chișinău De le faci clipuri Alternosfera, clipuri Carlos orange Victoria Bank Orange, n-am făcut nicio. N-ai făcut? Am făcut mult telecom, am făcut, nu mult cel n-am făcut, am făcut mult telecom, din telefonie mult din bănci am lucrat și cu Victoria Bank și cu otp eu. Nu, sunt bănci mari, adică, da. adică în general sunt companii mari care spoturile costă nu 100 de euro cu telefon. Nu, asta e important. Spoturile ceva, dacă și le mai ieftin nu costă 100 de euro? <laughs> nu, sunt oameni la noi în nu, care cu 50 de euro poate și o să se filmează sau cu 100, adică, nu știu, poate ladnă, exagerează. E ca și uh, poziția ta de uh, pro în domeniul ăsta, n-e interesant și eu cred că oamenilor o să le fie interesant să evolueze... Eu am trei rubrici. Prima rubrică e despre podcasturi. Pe scurt, o notă de a ta, spunem intervalul de la 0 la 10. Tu am un și pe summit, ca și cu cei de la meeting. Și un comentariu. Care? și ne de la, la subiecte, rog frumos. A, am înțeles. Eu vreau să înțelegi tu și oamenii. La Adna, tu nu înțelegi că ești mai este prezent publicul, care de fapt acum nu-i, dar o să fie. <laughs> Tu doar înțelegi că eu înțeleg că ei înțeleg. <laughs> asta cred că trebuie de pus pe el da. <laughs> Treci la tablă. Ai auzit de podcast ăsta? Ori nu știi nimic despre el. Nu, știu cu Alex frate. Nu, din păcate nu știu, dar uh, știu replica. Uh, ok, și nu, poți spune ceva despre el? Despre nu cunosc. Să volez nu? Mai departe, sincer cu tine? De la VIP magazin? Da, noi îl facem. Voi îl filmați? Da. Dă-i o notă. Uh, dar tu mă întrebi amul Overall sau da, de imagine da. sau de -și? Nu, overall. Cred că e o medie din toate cele, că cum tu ți le explici. Dar îmi trebuie toate o notă finală pentru că oamenilor o să le fie mai simplu să înțeleagă nota finală, dar nu... Mm. Uh, între minunat. Uh, red by Ciorănică. Și <laughs> s-a bucurat. Minunat. <laughs> uh, Răd băi cerănică. Toată emisiunii cu interviu. A, și aia care am fost și noi acolo. Da. Uh, uh, 8. 8. Tu ești scupoi la note. No, asta ces, nu, asta e cesna. la ea acasă, de ea mi-e știi podcastul dat? Uh, a fost gapi, da. Aha. Uh, uh -huh. 7. Și 6 între 5. 6 și 5. Uși deschise cu Laura? Nu cunosc. Nu cunoști? Ok, e de la unică. Nu nu, mm. nu, nu vreau să... Da Podcast, care îl filmează băieții de aici, pentru da. antreprenoriat? <sighs> ce Păi, el ca și conținut e foarte bun. Nu, hai, de i Dă-i 8 jumate. Eu nu m-am așteptat la așa notă. <laughs> Uh, mai, pentru că eu mai mult sunt content și bun, ladnă. Uh, mai departe cu Gurău? Mm, 8. 8. Uh, Titania? Mm, 9. 9. Uh, interviurile lui Galben? Interviurile sau monologurile? Mm. Că sunt total diferite. Da, sunt de acord aici. Nu pentru dacă... monologuri 9, pentru interviuri mm, 7.

75. Ok, ok. Și 1 noapte? 1 noapte, uh, 9. 9. Tu ai plăsat 1 noapte în rând cu Titania și astea sunt două noti cele mai mari. Și monologurile lui Galben. Da. Cel mai mic ar fi 65. Și dacă te uiți atent, aici este ștopcic. Segmentul lor. Uh -huh. Uh -huh. Observi? Mhm. Uh -huh. Da, înțeleg, monologurile, nu, monologurile unul noapte seamănă foarte mult, da, pur și simplu unul noapte e mod diferit, da, inspirațional, motivațional, monologurile da. merg pe... no. diferența e alta. Pe, mon... pe, pe can, -can monologurile... titlurile sunt bune, la monologuri titlurile stare bune, e că și galben Mono... știi, Diferența nu asta. Diferența în faptul că la monolog uh, se vorbește despre o situație concretă, uh -huh, uh -huh. Iar la unul noaptea se vorbește despre Viziuni generale. asta sunt lucruri... Și una e jurnalism. Da. Așa. Alta e mai mult un soi de documentarism. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Ele diferit ca și concept. Mhm. Uh -huh. Eu nu m-am gândit la asta niciodată, dacă sincer. Unul, noaptea, este mai aproape de Titania decât de monologul lui Dar Dacă și mai aproape de Titania. Ca format? de și să vorbești, cum să vorbești. Nu, Titania 2 și sunt mult despre... A, am înțeles. Adică abordarea Titaniei tot e despre a descoperi filozofia omului, într-un fel, da? Am înțeles. Da și ar însemna pentru tine notele de șase, ia ca șapte, cu ce ele, de exemplu, și Și acolo e cu șase. Și ai pus, de exemplu, la ea acasă, sau sincer cu tine șapte jumate, ea acasă șase jumate ai pus. Ea acasă nu-mi place imagine. Anume video, Imagine, da? Da, imaginea uh -huh. și de asta am dat așa. Uh -huh. uh, și la nivel, nivel de jurnalism, nu-i rău, dar se poate mai bine. Uh -huh. Nu este loc de uh -huh. evoluat. Uh, și la șeptii jumătate n-ați Sincer uh... cu tine? Da. Uh... Și nu-ți place acolo? Sau deși e altfel decât Titanie, de exemplu? Mie îmi pare că acolo se repetă și ei și au fost în altă parte. Și acum cineva o super pe mine, de exemplu Zina, da. care e uh, finalul fina Sorme. <laughs> da, serios, traiesc, Da. Dar iarăși, același mecanism, eu așa trăiesc. Eu mă sunt liber așa. Asta eu cred. Vreți să vă supărați, ne spuneți când va trece, da. Asta cred <laughs> eu. Este frază, asta e fraza, eu, o să ne-o Asta e și o fraza care eu o să în arsenal. trebuie să apreciez faptul că omul e sincer. Da, cred da, nu are și ești păreri ca și tine. Da. Și nu neapărat părerea mea este corectă, dar da. e a mea, umila mea părere. Deși este super pe mine că îți spun așa cum eu cred. Vrei să te amagiesc? Bravo, nota 10. Ți mai ghinit la asta. Nu, eu, nu mă mai sunt la asta bine. Eu, din contra, iată, mine m-ar interesa, de exemplu, dacă vorbim și de nota 2, deși ai pus șapte jumate și m-ai egalat cu sincer cu tine. <laughs> nu, no, de exemplu, nu, no, hai altfel, că nu e vorba că m-ai egalat, că și trebuie să-mi vă să eu ca să fie spre nouă. Că eu cred că tu zai și nu mai pui, da? Să te să duci discuția... Nu. -te să te să iei discuția acolo unde trebuie să... Mie, da? Am pentru înțeles. că tu guest invitatul și invitatul te duce de foarte multe ori acolo unde vrea el. Da, sunt de acord. Și de fapt un podcast despre marketing și business uh -huh. se transformă în monologurile lui Dorin Galbă. Uh -huh. Uh -huh. Nu, dar pe eu nu fac despre marketing și business. Ok, da, no, no, Dar sunt de acord. Eu trebuie să invitatul mai mai pe subiect care mă interesează. Eu de, de sorea mea observat de am dat asta, da? nouă. De ce? Și eu consider că dacă îmi pune între unul noaptea și Tania, uh -huh. Tania-i uh -huh. Pentru că Tania e una din puținii care știe, este poarte. Tania, a văzut invitat, Dar e greu, oi, care știu să stau gine acolo cu retorica. Și uh -huh. știu cum să facă păvărot vătătă, stai. style. Uh -huh. Uh -huh. Tania te întoarce cacta, te întoarce fix în punctul din care te porni. Și tu fintezi o dată, două, doua, a trei oară, și tu înțelegi cumva e te-o întors. Uh -huh. Și renunți. Uh -huh. Tania știe psihologic cum se lucrează cu invitați. Și încă un uh -huh. avantaj, uh -huh. că de la Tania, de la emisiune, lumea iesă și tu zici, băi, și de ciot că au fost. Și atmosferă și stare au fost, înțelegi? Da, da, la unul um, da, da. noapte tot așa te Și la unul noapte, exact, mi-a spus și Gabriel, și mai multă lume cu care am vorbit. Și asta da, da. simte, da. asta se simte în video e o chimie acolo, înțelegi? Da. Deci eu, de exemplu, am făcut cu Cristina una noapte, da? Da, Și da. eu am simțit-o la un moment dat că eu m-am dus, eu am acoperit-o. E da. s-a blocat și eu am înțeles că stă eleacă. Nu, no... Lasă finturile, pentru uh -huh. că eu pierdut firul. Eu am înțeles că eu i-am stricat emisiunea, fete. Uh -huh. Uh -huh. Nu cred, nu cred. Emisiunea și e bună. Emisiunea și bună, eu i-am stricat. Deci ce avea un fir narrativ, cu siguranță, când uh -huh. s o așezat pe scaun? am da. înțeles că trebuie să ajung aici, dar eu au făcut ca așa și au ajuns aici. Da, am înțeles. Nu e rău nici așa. Da. no, asta nu uh -huh. e tvoia zadacea, tvoia și ca dacă tu poți să faci zadacea asta, și cruta. Da, sunt de acord. Aici sunt de acord cu tema asta. Da. Mai este o fișcă, că Tania e mai matură decât uh, Cristina, cu siguranță. Cristina experiență are de, cred că mai mare experiență, are. Experiență, de viață mm -hmm. mult mai mm -hmm. mare are, nu neapărat de televiziune sau de, mm -hmm. de creare de conținut, știi? Și de trăiri și de... Na. Uh, dar Cristina este bună, este bună, dar mm -hmm. Tania este un pic piste. Ok, ok, e pricol, Acum să rezumăm așa, dacă rezumat la tot piața de podcasturi, interviuri, pentru că la noi asta e trendul în emisiuni, la noi divertismentul încă o le că șchiopatează. avem alt top pentru divertisment, dar nu cu, nu cu notea să mergem. Un lucru care tare lipsăște și trebuie obligatoriu făcut în 2-3 ani în toate interviurile și podcasturile, că prea îți lipsăște ții da, ca nu, om care faci și contribuie la Nu mai trebuie asta. să făcute. Vă și opriti? Bă. Turul ăsta pe la podcasturi arată că turul pe la mănăstiri deja. <laughs> deci de acord. Am cam obosit. Da? Da. Și cineva mă zic, da tu, da și da tu, n-ai fost la toate podcasturile. Uh -huh. Da, și eu am fost. Și de asta nu mă mai duc. Am eu am venit la tine pentru că nimeni place. Vai, buteu, și eu mă sunt ghineam vorbind cu tine. Și eu am venit la 1 noaptea pentru că eu de mult i-am spus și o Gabi că eu să mă duc la 1 noapte. Pur și simplu, voi nu știți cât eu le-am refuzat și sunt televiziuni la care eu nu mă mai duc. Din principiu nu mă duc și nu mă mai cheamă în conțăres. Nu pentru că și o să fot că să bizeancă. Sunt de acord, nu? Pe mine, și mă deranjează pe mine la nivel de conținut, că Întrebările sunt una, așa, și le tot, și nu există caracter în intervievere și nu există caracter în dezbatere. Eu e am ca făcut punct, pur consonut. Eu. Dar problema e un interviator, intervii. Da, în am înțeles, sunt un în om care pune întrebările. Da. <laughs> eu am făcut vreo lună și jumătate în urmă, pe mine m-a sunat Fri, mm -hmm. bă, uite, eu mă cunosc cu Pavel Zingan, el face o serie de interviuri scrisă, presă scrisă. Și i-a recomandat să facă unul cu tine. Hai găsește o de timp și vorbești. Că pașa, mușic deștept, eu cred că se ia să-ți plac. Și zic, da, nu, când eu cu interviuri. Nu. A să vezi că-ți plac. Ok. Și a venit uh, domnul Zingan la noi la birou, ne-am stabilit o zi. Și eu la mi-am spus o chestie. Спасибо вам огромное за то, что наконец-то, спустя пару лет, кто-то со мной заговорил, как с артистом. Не как такого режиссера Карлос Дримс, что ну что он к чему это вот. Я иду по дискуссии, а куда то пока кино фосфилмат дискуссия. Uh Я не отдал сам, я он жестикулат альтфел. Я он ворбит альтфел. Я он гандит альтфел. Дин кауза луй. Ну, мадин кауза луй. Păi Zingans are experiență no, foarte no, mare el în e gangster, asta. gangster, 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 <laughs> caroce. Și uh, problema, revenind la ideea și spuneai tu, problema este nu în cine vine, problema este în cine întreabă. Uh -huh, uh -huh. Că mă întreabă tot una și așa e așa, înțelegi, marea majoritatea cazurilor. Dar de ce să nu vorbești cu Burlaca despre viziunile regizorale, despre treatmenturi? despre dramaturgia concretă, înțelegi? Eu pot să spun, de arăți nu vorbești, ca marketer pot să spun. Că asta nu nimeni nu prevești. Și... Uh -huh. Nu, da, dar atunci te sunteți uh, 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 cum se numesc este, gumii de rol. Leand, uh -huh. uh -huh. Nu ia ca asta sunteți ți uh Un -huh. loc și acolo. Nu știu. Dom Perignon. Am înțeles. e ca și tot să simte firul roșu a la poziție, a poziționarea Carlos. De ce? <laughs> El tot cam așa prin arta lui se poziționează. Tot profund, a, nu, da. tot strategic, înrădășinat, concret pentru și ca... autentic. Da, pentru că asta rezistă. Da, sunt de acord cu asta, absolut de acord. Ia, că bline, nu... ca, toi mă pui pe gânduri și să mă duc și să mă gândesc cum să fac emisiunea asta să fie legendară. Ea cam... și e legendară dacă să rezistă în timp. Tu mm -hmm. nu te gândești mm -hmm. cum să o faci legendară. Mm -hmm. Tu gândești cum să faci alt fel decât alții. Mm -hmm. Apropo, chestia cu poziționarea o, o întrebare foarte bună. Adică eu practic după fiecare invitat, eu la mine gândurile despre des, des, despre podcast, despre misiune. ele într-atât de mult dezvoltă încât uneori ajung în momentul în care spun băi, dar de ce eu asta fac? Dar poți să mă opresc? Nu, real, Adică nu pentru și eu asta fac. Dacă eu singur nu înțeleg, și până la urmă ajung așa. Dacă eu singur eu ceva util de la oameni, pentru mine, am și nota. că cum tu ai zic, câteva idei foarte bune asta care eu să le, ni le notez și am străiesc cu ele. Asta le aplic în lucru, știi? Trebuie să plătești lunar pentru asta. Și royalty sau și. Drept de utilizare. Drept de utilizare, nu să nu notez nică vă o Eu să vezi... pun piburi acolo Că vezi cum tu faci economii pe dezvoltarea ta. nu mai este. Eu pur și simplu o să cumpăr o carte de lui Socrat, de exemplu, și să citesc și e, pot să mai multe da, da, de Da, dar poți să faci economii și să timp și ăla să-l la altă dezvoltare a ta. de acord. Nu, sunt de acord, Blin, că efortul intelectual trebuie plătit. Care de acord 12 lei în fiecare lună, te rog frumos. Bun, cont care. Până pe data, 25. <laughs> Bun, hai să mergem cu... În cazul dat, sunt emisiuni, divertisment. Eu cred așa, tu zici că podcasturile trebuie oprite și interviurile că de nu, Trebuie, stai, dă da să reformulez uh -huh. nu trebuie să oprite. Ele trebuie să rărite. Nimeni penibil pare penibil când același om în decurs de jumătate de an îl vezi la 10 emisiuni care gresc același lucru. Uh -huh. Mm-hmm. cu colindatul da. cu sfința da. de la biserică. Da, da, este bună metaforă. Ca o etapă suplimentară, un next step este divertismentul în emisiune. Pentru da. div divertisment trebuie, dacă oamenii la noi nu pot pune normal întrebările, apă de unde divertismentul și mai dezinhibat. Uh -huh. Dar totodată avem emisiuni care va interesante. Vrei să facem pauză? Vrei pe la baie cumva? Nu. Nu? Ok. Eu o să spun, o să dau de ales una sau două. Da, și eu o să aleg. Și alegi. Și da. o să mergem mai departe. Ele vreo 12 din emisiuni. Что начинаем ажа? В рэлла царя, сау пикап для стендапов? Блиц, стей а, Блиц. А, да, требуем где? Да, да. Пикап. 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 Хотя наша леди не пикап Пикап, окей, стендаповка. Пикап сау оллин тулгара. Оллину. Оллину сау дорашо. Оллину. Оллин сау хазника сторим. Оллину. У Линса Зеродой. Зеродой. Зеродой Саузебра Шоу. Зеродой. Зеродой Саузебра Шоу у здорово Зеродой. Зеродой Саузебра Шоу Глуминус. Зеродой. Зеродой сау Шоу у Рубешты Молдова. <laughs> Grei dilemă. Vorbește Moldova. Ok, vorbește Moldova sau seară perfect? Vorbește Moldova. Vorbește Moldova sau sud de Moldovei ne zis? Vorbește Moldova. Vorbești uh, vorbește Moldova sau roata norocului cu dar negru? Vorbește Moldova. Vorbești mm. vorbește Moldova sau stil unic cu Nicondeta Adam? Vorbește Moldova. Ok, minunat. Înseamnă că e la tine au câștigat trei. Olin mult, Zero uh, 2 și vorbește Moldova. Și poți rezumatul despre aceste trei proiecte? Toate diferite și concretizare de pil. Toate diferite. <laughs> nu, <laughs> le <text> tot una. <laughs> Dar și uh... au în comun în mare parte. Dacă ele la tine au stat mult în top, în alegeri, înseamnă că tu ai ceva și e că vezi și la 1 și la 2 și la 3 niște diferențiatori puternici. Nu, uite, vorbește Moldova, are și mii buni indicatori din vizuale, de rating, de rating de? pe uh -huh. TV, așa nu numai, pe TV. Uh, și și mă deranjează pe mine la vorbește Moldova, unicul lucru. E că văd fața adevărată a țării noastre. Uh -huh. Și mă doare și văd degradarea asta și zic, da, nu vă înțeleg. Uh -huh. uh, în rest, e bună. Acolo eu cred că se lucrează tare mult cât asta să prânească. Da, sunt de acord, acolo... Da. Da, e pricolnă.

Uh, stă, așa, de la, cu bastonul de la calea ferată stă în uh -huh. mașină cu încă unul care, nu știu, dă examenul și caroce și așa la tot e fain. Mult, m-am uitat la mai mult. Oleinul a fost o încercare de a face un entertainment calitativ și s-a prănit un entertainment bun. Uh -huh. Uh -huh. Ai avut așteptări mai mari de la așa uh, proiect, da? Sau de la așa investiții? Și te-a făcut să ai așteptări mai mari și te dezamăgit în cazul dat? Mie că nu ia ca noi o leacă neasilie. El uh -huh. a fost bun. Că uh -huh. rău, ce... Depinde cu ce compari. Uh -huh. uh -huh. Pentru online-ul de atunci el a fost bine, mersi, da? Uh -huh. Nu mă vzdulezi la un moment dat. Așa... Nu mai era... Noi am făcut niște greșeli acolo pentru că erau foarte multe și eu din start am spus că nu trebuie să facuți patru pe lună, câte unul pe săptămână. Asta și filmare, și montaj. Și Ana trebuie să dovedească să trăiască, Ana nu dovedească să trăiască. E numai în proiectul ăsta. Eu devenit depresivă de la asta, anxioasă. asta s-a reflectat asupra la conținut. Conținutul ăsta s-a lansat, nu dovedi să-i faci promo de lansare, că l-ai lansat, o trecut tot zi, trebuie să anunți promo la următorul. Tot a fost una peste noi am mult material, respectiv Mars, și noi, și hai să spunem așa, prima, primile, prima jumătate, eu consider că acolo este conținut nice pentru perioada și au fost făcut bine. Uh -huh. După care, în perigărele, înțelegi? Uh -huh. Da, și oameni, așa că cumva inviți, inviți și până la un moment dat începi să înțelegi, bleda dar pe cine să mai invit eu ca să mențin nivel care da? Păi te că Ana are nevoie de invitați care să-i joace și tenis cu dânsa. Uh -huh. uh -huh. Dacă în Ana îți dă mingea și mingea face... Da, Ana e bun prezentator din punct de vedere. Ana e bună numai dacă îi dai mingi gine la fileu. Ana nu să dai mingi. E bun în tandem cu cineva. Da. dacă o lea că îi dai mingi nu cum Ana ai deprinsă, uh -huh. Ana nu știe să bată rachet ca și cu mâna dreaptă. E cu mâna stângă, tare are o Dar dacă uh -huh. îi dai în ce la dreaptă, s-ar putea să o iei, dar s-ar putea să nu o iei. Uh -huh. Am înțeles. Dar nu te gândești că Ana ar fi bun, e ca, de exemplu, într-un tandem cu un băiat, spunem, da? Hai să zicem, ipotetic vorbind, Dragoș Mundeanu, care tot eu văd în el skill tare bune de prezentator. Și -o să spunem, în momentul în care, dacă să este sinergia asta, API doi 2 poate să fie față la o emisiune cu taie online, de stil alea, să nu zicem că ai franciză trebuie cumpărată, dar Urgant, de exemplu, știi? Nici unul, nici altul, nu de Urgant. Urgant are intelect, cât prezentatorii noștri luați în Nu, e clar, dar stilul, eu mă refer la fric la faptul că sunt invitați, este muzică, este da, e stilul. Faptul că noi nu comparăm cu Urgant. Urgant e... Ceva, că la Lina tot e mașină, noi ni Mercedes as clas. Uh -huh, tu, tu, compari niște forme. Deci tu consider că divertismentul în următoarele vreo 4-5 ani încă nu au să prea Ba da, el. nu, acum sunt care încep să facă și câte Asta ne dezvoltăm și acolo, dar mai e nevoie de timp, nevoie să mai evoluăm și și la nivel de inteligență, și mai este o chestie, pentru șine. Pentru șine, trebuie să ai public. Da, sunt de acord. Și atâta timp cât Moldova vorbește, are <coughs> rating și mai mare, înseamnă că e ca așa conținut consumă mult. Și asta e realitatea pe care noi o vedem, nu? Divertismentul. Dar, 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 cum și înseamnă pentru șine? Nu? Sunt... Câți moldoveni știi tu care nu au privit deloc ca mediclab de sau Urgant? Sărăvnil tu amul, că nu Nu, da, înseamnă că privesc, nu? Da. Privească. Moldova este gata să privească conținut de entertainment de nivel mondial. Uh -huh, uh -huh. Moldovenii se uită la X-Factor, la Vocea României. Da. Când au fost moldovari talenti, tot a au fost audiență buni. Da. Când a fost fabrica de staruri, a au fost audiență buni și asta a fost entertainment. Problema e că azi, în țară unul, nu sunt oameni capabili să facă asta. Sau sunt, dar nu suficienți. te referi. Nu numai, că acolo și în spate, regizori de platou, oameni pe creație, pe art, uh -huh. pe, pe, e greu, oamenii sunt mână de tot. Nu, no, nu ne ajunge, e că noi dacă vrem azi, numai cu resursele interne, uh -huh. numai cu interne, să facem un X-factor în Moldova, uh -huh. nu există. Nu poți, n-ai... Nici resurse umane nu există suficiente, nici resurse tehnice nu există suficiente. nu Înțelegi? Nu, dar cum crezi? Care e soluția? Cum stie că tu lansezi o emisiune, de exemplu, cum să te diferențiezi în contextul dat? Să nu repezi ce și alții deja fac și totodată să faci ceva bine și să te privească, să ai recunoașterea oamenilor. Pe mine nu prea mă încântă când eu aduc un invitat și eu am 2000 de views, înțelegi? Efortul cu un invitat de 2000 de views și cu un invitat care e 40 de mii, de exemplu, e același. Atunci eu ca om care e ca, pentru podcastul tot, și tu înțelegi că costă bani, da? da producția lui. Normal. Bun. Și atunci când eu pun așa investiții și au, au, au cam 2000 cam 40 de mii, eu ca ca să legă asta de 40 de mii. Și atunci tu așa spui, că de, așa și devii guma și de rol care o arunci, da? O rugăm și arunci. Pentru că scopul tău e să faci trebuie pe jos, să-l consume, monetizează și crește ornus. cu cum tu l-ai găsit, de exemplu. Dar hai chiar, dacă poți, vă și consultă-mă mine, ca pe podcastul dat. Tu pui o întrebare la care dacă eu avem răspuns, era să am așa o emisiune. Mm -hmm. Am înțeles. Atât timp cât eu... Eu nu vreau să să mm -hmm. încerc să găsesc și să-l fac pe deștept. Nu știu. Mm -hmm. Nu știu momentan. Eu vreau să fac entertainment. Eu am câteva idei de proiecte de entertainment. Ceotke. Eu mă ciocnesc de fiecare dată de asta. Că ori n-am cu șine, ori n-am pentru șine. Lumea, lumea nu e gata. Tu la nivelul discuțiilor în podcast în România. Mm -hmm. Șut în Moldova. Mm -hmm. După și după la un podcast la Bobonieti sau la Morar, da? Uh -huh. Sau la Măruță. Tu uiți la podcasturile noastre și zici și cu cancanul ăsta. Uh -huh. De acord. De acord. noi zburăm la altă înaltțime, tu înțelegi? sunt da. cu comparativ cu Boeing. Da, sunt de acord. Nu, no, acolo, în primul rând, oamenii posedă limba mai bine. Noi cu limba și cu exprimarea în propriilor gânduri stăm rău. Tati. Ne, Pentru că noi încercăm să părem pseudo-inteligent și să vorbim o română uh, corectă, să încercăm uh -huh. să fim înțelegi. Da, da, da. Și facem. Noi am da. trăit noi ne fașie. Da. Că uh, uh, cu gradă vorbim așa. Da, când să grăim, să... La E ca zi de naștere. Da. Tete neamurile, tăți grăiesc așa. Și când se scoală, îți grăiesc toți vorbesc corect. Ce Alo. Băi, ăsta-i cringe alea. Adică și vorbești. Pentru că era o rușine. Da, da. De ce e o rușine? Așa eu. Așa vorbesc eu. Păi când te duci în Transilvania și el n-a să vorbească ca la București. A să vorbească cum vorbesc ei acolo. Da. Și asta nu e rușine. Da, da, este traumă națională, întreagă prea, foarte puternică. Da. Și exprimarea, deci eu și-am observat că oameni interesanți sunt, dar se tem să tem să-i exprime sincer. Mai, eu, eu, eu am început să... Eu mai mereu am vorbit destul de liber, în sensul da, că, da, așa. De mult, de, cred că din, de la chiar de la început. Chiar acolo, pe la 18 ani, poate am încercat să mai vorbesc, dar oricum nu extrem de românește. Uh -huh. Dar hai și multe ultimii vreo și ani, eu cred că am grăit cam așa, dar fără, nu. Da. Și eu ți-am minte care era reacția oamenilor atunci la asta, până și al mama mea, care spune, bă, eu tot înțeleg. <laughs> dar chiar așa? Zic, da, așa vorbesc eu. Păi da, dar tu înțelegi că se uită lumea. Da, să uită și... Exact, exact. Eu fix așa răspund. Și... tu ai observat cum lumea s-a ajustat la asta? Da. Tu ai observat cum Aura care vorbea în interviuri legii foarte corect uh -huh. și la televiziune Amu are podcast sau și are ea uh -huh. și grăiește așa Da. Și tu voi pățani v-ați schimbat părerea Nu, că și youtube funcționează diferit de televiziune Da, numai că eu cred că cineva trebuie să-și ar scuză Așa e că apasau? A... Da Da? Dar dacă tot nu-mi eu și-am ceva <laughs> da, bă, tu ai zis ceva. Și mă ating că totuși tu, tu meriți o leacă așa să... Ok, ok, bun. Hai să trecem la trilea uh, uh, cu interpreții. Tot selecții Am ales uh, pe și pe care tu îi cunoști mai bine. Nu interpreți, dar artiști. Artiști și interpreți. Dar sau Artiști și interpreți? Da. <laughs> no. dar și nu e drept. No. Nu, normal că nu. Nu, no, artistul Artistă, tu tu asta e firea umană. Tu nu au. Nu? Ia spui, o legătură. artistică, ce înseamnă? Nu, stai, Și ai tu în vedere când spui interpret? Cântă. Interpretează, cred că cuvintele Dar tu poți cuiva. interpretezi un milion de chestii, nu neapărat un cânt. Leagă, da, de acord. Da, Tu poți să interpretezi și un rol, da. Eu poți să interpretezi acord. și o frază. Bun, da, de acord interpretule. E că nu m-am gândit niciodată la asta. Tu tot ești un interpret. Apropo. Da? Și tu tot ești interpret. <laughs> Hai să facem foc. Așa să un boys band nou. <laughs> uh -huh. da. Alege. Dara sau Aleona Mun? Dara. Dara sau Nemax? Dara. Dara sau Marej? Dara. Dara sau Satoshi? Uh, complicat. Satoshi. Satoș Satoși sau Tatune? Сатош. Сатоши сау мурмур де извар. Да, как да? Сатоши, да. Сатоши сау мотанс. Сатош. я знаю, Потому что я бон. Потому что я прапит, что я им Сатоши сау римеш. Сатош. Сатош сау Карлос. <laughs> pricole, da, am să discutăm alea despre asta. Mm, Satoș sau Carlos, bună întrebare, dar e tare diferit. și greșit comparația. Da, sunt de acord. Da, greșit cu Irina. Asta întrebările, da. înțeleg, întrebărilor. Satoșă. așa. Satoșă sau Iuliana Beregoi? Satoșă, clar. Satoș sau Alternosfera? Marcel Bostan? <sus> <sus> <coughs> Alternosfera. Alternosfera sau zdob și zdub? Zdob și zdub. Zdob și zdub sau dam balan? Zdob și zdup. Ok, minunat. Deși s-a câștigat așa de multe ori. Eu știu că el e la tine, nu? La artist. la... Da, nu de atâta. Nu de atâta. Și îți să-i lasă Băi, eu știu tare mulți tineri care Pot cânta bine. Uh -huh. Dar nu reușesc să ajungă să dezvolti sau așa. Pentru că un artist uh -huh. care cântă. Eu cred că știi ce ai spus. Ok, hai, hai. Fișca lui cea mai importantă este carisma. Uh -huh. E ca prost, dar te uiți. Și e ca ceva în el Nu e ca ceva pe mine m atrage la de la tine. te puțin. Și Riniș da. are, Motan are, Karda da. uh, are, Alternosfer are, și Zdob are. Înțelegi? Nemax n are. Dar are alte plusuri. Uh -huh. uh -huh. uh, Nimic pare că ne lipsa carismei... Uh, te devine mult mai greu. Mm -hmm. Mult mai greu. Ori Vlad, Satoșa, are asta. Și adunat cu dorința lui, și el e plin benzină în bă cât vrei. Dacă se <laughs> termină benzină la guvern, sunați că are Vlad benzină. Uh, el e plin. El... el și nu asta mi plăcut. E perseverent, mai în scurt, da? El e, el e atât de plin de energie cât tu mai rău. Și asta ne uh -huh. Uh -huh. nu îmi place. Nu bagă mâna în gură cât o mușcă. Uh -huh. Și asta e clasă. Eu undeva caracterul lui eu m-am revăzut pe mine la vârsta lui, știi? Și am zis, ok, sirie. <laughs> <laughs> ok. Asta e unul. Doi, el e foarte muncitor. El uh -huh. nu e lenos. El nu e irresponsabil. Din contră, e foarte responsabil Vlad. Foarte educat. Chiar asta și asta presupun că vine de acasă, de acolo, de la mamă. Uh -huh. Foarte educat. Și o leacă el e uh, prea încrezător uh -huh. spre încrezut. Că încrezător și încrezut sunt diferite lucruri. Uh, dar eu presupun că asta numai din dorința de a-și ideile. Știi? Pentru da, că noi, putem da, da. să mai avem... E ca discutăm anumite lucruri. Și el, nu că el... Nu, 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 că nu e așa, că e așa. Și apoi în timp să mai convins de anumite lucruri care nu au fost cum el o zis, dar cum am crezut eu sau cum o sfătuit altcineva. Lipsă de experiență, pas și bă. Da. Încrezător. Adică ideea nu că, că... Încrezător că... e omul care crede într-o idee a lui. Da. Dar încrezut da. înseamnă fudul. Uh -huh, uh -huh. Dar fudul înseamnă prost. Uh -huh. Apoi e ca el uneori devine din încrezător. În încrezut. Mm -hmm. Știi? Da, înțeleg, înțeleg, Dar eu cred că asta doar să-l ajute. El în felul ăsta își protejează integritatea. Da. Eu am Și ascultat albunul, e Să nu, nu permită la nimeni să-i să, să să rupă ea ca încrederea asta. Fă cum știi. Nu mă leagă nimeni ceva. Ok. Nice. E picol, nu? <laughs> da. Și eu cred că, apropo, eu cred că Satoshi a el a evoluat foarte mult ca în ultimul an de zile. Uh -huh. Și eu cred că anul viitor el o să, o să mulțească la patru și, și s-a întâmplat anul ăsta. Când cu lui despre mamă prea am pricolni. Prea da. Da, e ce cos. Și eca apropo, e ca și e un exemplu când eu n-am fost cu în două mâini în sus pentru când cu el. Uh -huh. chiar așa, deloc n-a ridicat mâna. <laughs> Știi? Uh -huh. Dar el a zis, nu, aista amu. Și eu zic, bă, tu ești sigur că este criminală care e o piesă? Aista amu. S-a dus singur. Eu am zis că nu mai filmat clip, pune și o fotografie. Nu. Și s-a dus, s-a organizat el. Eu zic, bă, pentru ce faci asta? Că sunt oameni pe nu vreau. Dar putem aici să întrebăm într-o discuție în care, deși un artist semnat, de exemplu, la tine, da. ca tu ești casă de producție, într-o de într discuri. discuri de ce el trebuie să-și organizeze singur filmările? Pentru că e prost și ascultă. <laughs> <laughs> nu, da, înțeleg, dar asta nu e echidistant față de el. Eu, vreau să, eu, întrebarea am pus-o ca să înțeleg cum funcționează asta. Stai, conform că contractului, casa de discuri nu intră în robia artistului. Și nici artistul în robia casei de discuri. Fii uh care -huh. fiecare face, bine, evident trebuie să lucrezi de comun acord, uh -huh. dar dacă noi nu vedem relevanță în ceva, noi ne expunem. Și putem să zicem, bă, noi nu investim bani în asta. Dacă vrei, îți asumi riscul și investești singur în chestia asta. Uh -huh. Noi o considerăm o pagubă. Și invers poate să spună el. Pentru că sunt momentul în care el spune, nu, eu piesa asta nu vreau să o lansez și eu n să o lansez. Chiar dacă voi ne spuneți că asta e de radio, Nu. Și ok, nu. Asta este. Uh -huh. Dar cum ajutați voi? E că ajutați cu resurse, resursă, ca și casă de discuri, sau cu ce anume. Există un plan, de exemplu, că. Ca... Noi cu Satoshi trebuie să lansăm câte o piesă pe lună. Nu, și noi filmăm zi. lui clipuri odată noi cu așa nu. ne trezim dimineața și ne gândim ce vrem să facem. Normal ceva. Normal. Ok, planul este la strategia ca pentru uh -huh. Satoșă, de exemplu, pot să pun mai departe ce și... să uh, uh -huh. Curios. Săptămâna viitoare apare un clip nou, uh, -huh. uh cu o piesă nouă bună, uh, după care fix la începutul anului să vină încă o piesă care se numește... Uh, se numește, uh, Sin. Vladas uh -huh. Vlad, să mă mare când am spus asta. și <laughs> <laughs> el știe și evrei, caroce. El tot îmi trimite nii ei de Și uh -huh. eu am postat de vreo două ori să văd reacțiile oamenilor pe istorie. Și el nu a dus nică, dar am un evreu care și nu trimite nică. Și uh -huh. zicem, eu zic, bă, tu mai faci ceva? Da, am vreo 20 de mori. Zic, ah, tu idiot, adică tu <laughs> ai de și nu trimiți aici să ascultăm și noi. Nu, eu când am și, și trebuie, eu vă trimit. Și eu înțeleg de ce el, asta face, că tipă, ți am dat, huli, tu te-ai văibit. Uh -huh, uh -huh. Amu, ai să ascult pe YouTube când ați și știi? Dar tu înțelegi de ce asta fac, că eu nu înțeleg. Tu și pui, de exemplu, să guști oamenii, să asculte și poate feedback aduni, nu? Tu vezi produsul, tu vrei să lucrezi la el, da? Dar din partea artiștilor, de ce este frica asta de a, a prezenta ceva pe jumătate gata? El are un film de perfecționism într -unul.

Da? Da. Tot e pricolină. Nimeni îmi place că ele lansează discuții. Deci, natalba uh, Nata Alba sau Olga Manciu? Olga Manciu. Olga Manciu sau Nicole Trifan? Nu, da, nu știu cine asta. Înseamnă că Olga Manciu. Da. Uh -huh. Olga Manciu, Olga Manciu sau Emilian Crețu? Mancio. Olga Manciu. Olga Manciu sau Vlada Boțan? Olga Manciu. Olga Manciu sau Gabriela Damir?

O ta šiame įtvarti. Olga Manš savo Lilu. Olga Manš. Olga Manš savo Dena Ballerinė. Na, Klaro Olga Manš. Olga Manš savo Doringalbin. <laughs> Krutai, atskūta. Desi D. <laughs> Gerasi Dziik Doringalbin. Dar. El de o perioadă de timp îl pune pe șela care dansează cu puța în fața cadrului. Știi, este unul care e din Rusia. Mm -hmm. Mm -hmm. stai, la ce referi? Ii pune Dorin în fiecare sară un video de pe TikTok sau de unde el, e el cu unul din Rusia care dansează sub muzică, așa, tipa super. Mm -hmm. el Eu nu urmăresc. pe bune nu urmăresc. ca, felicit. și? <laughs> 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 <Şi? laughs> deci... Și el îl pune pe -și el. Și eu i-am scris dat că noi suntem cumva amici, nu uh -huh. suntem prieteni, dar suntem tovarăși amici. Ne mai dăm cu perele, ne mai sfătuim, mai... Și eu o într bă, Dorin, încetează să-l postez pe tâmpitul ăsta, ca să dăm un follow. Deci e, e, grețos, nu mai vreau să-i văd cum îi flutură sufletul acolo, da? Uh -huh. Și el cumva că bă, dar și că lumea reacționează, uite câtă lumea îi scrie și-i fan și na, ok. După care am scris doară oară peste o perioadă de timp. Și el vopșe nu a răspuns. Și am zis că, bă, deci dacă dăm un o dată de asta, îi dăm un follow 100%. Și îi dau un follow, nici nu mă, uit. Ca trei nu s-a întâmplat. Sau s-a întâmplat? Nu, eu când văd acolo de negat, doar asta fac skip la tetă. Știi? Am înțeles. Că să nu dau de șiex, nu-i dau un follow. e jocul minții care îl joci tu cu tine. eu nu vreau să... Caruci. De asta, caroci, uh -huh. pentru pasagerul și al dansator, uh, Olga Manciu. Ok, dar e că, deși în toate topurile aproape, în afară de Gabriela Dămir, că acolo că tu, eu câștigat Olga Manciu. Pentru că e tru. Du, strict, linie de tru. Nu, o... da, e ca... Eu știu pe Olga, Alt, să nu. No. Noi, de exemplu, Natal Albot, tot e trușne, net, net în, вообще atitudinile sale. De scandalurile care se ridică în jurul ei, de mai altceva. Crețul nu-i Eu despre Natal Albot cunosc nimic. Da, eu tot puțină, dar din, din și da? Eu... am ales o pe Olga. Uh -huh. Pentru că eu despre Olga cunosc. Uh -huh. uh, o cunosc personal și pe Dânsa și pe Sasha și familia lor un pic. Uh -huh. uh, și Olga este așa cum ei este. Alea nu înșearcă să pară altceva. uh cât te o câteodată. Dar în linii mari, așa e cum e. În rest, te acolo, e deep, deep fake. Am înțeles. Dar acolo sunt fake-uri de -astea care uf, nu le vezi nici cu, cu, cu de la NASA. De astea, profunde. La cine are tu te referi? E la cine asta? Dar nu e chestia că nu vreau să discutăm oameni, e că eu aș vreau, de exemplu, să discutăm ideea, deși e Nia și la alții, mulți alții, la majoritate. Da. Le pare că toată Bă, nu influența nu... reală de pe Instagram din Moldova, asta e un mare fake. Deși așa suntem. Mm -hmm. Pentru că așa este, deși. <laughs> <laughs> De ce albastru? De este albastru? Da, deși ei până în continuă au atâția followeri, da. E ca tu, de exemplu, ai spus că îți dai unfollow lui Dorin Galben, da. da. nu e ai dat, de exemplu. dă că... să dau unfollow, am știin. Ia, atent <laughs> aici. Bă, Dorin, e boss, fratele meu, iartă-mă, te rog eu frumos. Da, și mâine să-i dai înapoi follow. nu, nu, nu. să trăiască Dorin, 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 Dorin. <laughs> să mă ierte Dorin că i-am dat am follow, follow. follow. Știi? Da, ia, ia, da. Fii da, bagă aici. clickbait, clickbait. Că... Dorin. Da. Roman Burlac în premieră dă în follow lui Dorin, ba, Dorin Galdă. iartă mă dar... da, uite, des facem altfel. Dacă găsim tâmpitul care dansează, acum mai dau am follow. Ia hai, da, dacă nu, nu dau curios, curios, da, hai. Deci am plecat. avem <gir> teaser la noul monolog. Mă <tript> și avem în culisele unui nou proiect. Bă, nu-i dau, deci fii atent, uite. Pam, pam, n-are Da, mm -hmm. altceva. Mm -hmm. Dar mod normal are pasagerul și ăla. Este să-l găsesc pe este pe aici pe lubomu, de ce te gândit să dai și nu dai? E că eu mulți îi văd în timp Eu, de exemplu, pe bune nu urmăresc influența. Pentru că eu fier și trei luni de zile de De care am vorbit la început mm -hmm. podcastul, Da. Asta înseamnă că eu dat la trei luni, ca și influencer, trebuie să surprind că tu să mai dai trei luni. Și apoi poți să intru într-un întru deep fake și apoi ceva așa. trușnă. Tot e doar construit așa. Deci tu vrei să spui că followers care uh, vin, rămân acolo? Nu, ei, căneșnă, că de regulă vin și pleacă, dar cred da. că trebuie să vină mai mulți decât pleacă. Așa păi da, dar da, da, dacă este conținut și este revoluție, uh -huh, vin. Uh -huh. Dacă nu, pleacă. Da, Eu nu înțeleg. Eu pe Instagram pe nimeni nu urmăresc aproape. M-am uitat la stories-ul în ultimele zile că știam că trebuie să vii. Adică discutăm și am văzut, chiar ne era interesant că vorbisem și de sala și și eu când am văzut sala gata și evenimentul, zic, cu, arată, pricolă. Dar de la tine istorie, este despre tac. Ia ca s-a întâmplat, ia ca vin în și în Eu am transformat Instagram-ul meu de o bucată bună de timp într-un fel de raport de activitate profesională. Uh -huh, uh -huh. Eu am minimalizat atât de tare prezența vie vieții personale și Ceea și eu sunt, eu din rar pot acolo să mai mănânc la fasole Și uh -huh, ceva, uh -huh. ceva și mă deranja tare, dar asta tare rar se întâmplă. Eu nu prea mă afișez cu poză de familie, cu ea ca mănânca iaurt, milca, cu... Uh, nu. <laughs> și nici nu vreau să fac asta. Eu și de gine mă simt. Eu dacă aș putea să trăiesc fără Instagram, este pur și simplu un instrument care ajută spre a crea vizibilitate. în uh -huh. În business acum vorbesc. Uh, dacă a s-ar putea fără dânsul, eu și de fericit Eu n-am TikTok. Eu, eu, am, dar eu nu intru pe dânsul, și. -a. Serios? Da, eu acolo am trei piși și eu și încă 3 pe care eu, nu știu cum, Dara, Gabriela Damir, follow și încă nu știu ce. Și, uh -huh. și am intrat de vreo două ori, mi, mi pare neinteresant. Da, tu știi că el pot să aduc vizibilitate mai mare ca Instagram-ul? Știu, dar... Mm, Iarăși, ești de, eu să mă ocup de, asta. de, de, de depus mult efort de înțeles cum de adaptați de prezentați ce și faceți nu. voi nu. în maniera TikTok. Întrebarea oamenii care se acolo nii întrebesc? Acolo stăți oamenii. Nu. No. da. No, hai să luăm după vârstă, după vârstă, după interesă, tu... To... audiența care ne întreabă, care ar putea să fie potențialii mei clienți. Sunt acolo, fii sigur. Sunt, dar uh -huh. sunt mai mult pe Insta decât pe TikTok. Eu cred că și acolo și acolo sunt. Eu cred că TikTok mai și o bătut Instagram-ul la numărul Cuvac, de și utilizatori. Și o, o pancardă în piața mare de naționale sunt. Uh -huh. Întrebare, unde sunt mai mulți? Uh -huh. Și eu ți-am Eu ieri m-am uitat, ea că apropo des, des, des Eu care avem senzația că pe mine mă urmărește un public tânăr. Adică 18, uh -huh. 19, 20 de ani, așa. Uh -huh. Eu trăiesc încă cu mintea că eu sunt acolo. Uh -huh. <laughs> și eu am intrat aici și mi-a apărut pe Instagram Professional Dashboard. Uh -huh. Ia uite. Și eu am pus așa. Ia de să mă uit eu. Cine te urmărește? Să mă uit analitica. analitică. Și hai să ne uităm de exemplu. Account rigid. Punem ultimile 3 luni de zile, mai mult nu te las. Așa, update. Și eu am așa. Deci fii atent aici. Eu am top city, Chișinău, uh -huh. și cam asta. Dacă eu am percepția că mine tare cineva din București uită, nu se uită вообще. Eu cred că te găsești dacă top trebuie. Top country Moldova. Uh -huh. Și ce se întâmplă după ani? Stai că nu văd acolo. Care? Deci publica, audiența mea de bază este 25-34 de ani. Uh -huh. Și pe mine da. asta m-a bucurat. Da, după de care, a doua, cea mai activă, a doua, este da. 35-44. Top, top managerii, top manageri, cred că, da, 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 sunt de acord cu asta. Pentru do că înseamnă că asta, deci eu presupun că acolo e rândul de oameni care eu decizii comerciale, da, da? da. care eu aduc Eu mă bucur că nu da, sunt uită și tinerii. Uh -huh, uh -huh. Hai să rezumăm tot. Și ultimul lucru, și ai putea tu să spui tuturor că la noi podcasturile privesc, e că înscrie și la noi podcasturile privesc femeile, de regulă tot range 24-35. Te scriu că încheiem. Vreau să duc și o casă. Da, da. Sunt femeile 24-35 în mare parte din Chișinău, dar sunt și din România și din diaspora, da? E ce ar fi, care ar fi mesajul tău către toți spectatorii nota 2 de până acum? Consumați Robust. <laughs> <laughs> robust. E și joc de cuvinte, mi Dar eu sunt prost, eu cu engleza stau prost. Și primarea mea rușine. Este cuvânt așa, robust. Apropo, stai -mi pic. Vrei să-mi faci vreo podarcă? Da, Eu nu știu dacă eu primul făcut în timpul podcastului, dar noi ne-am înțeles cu sponsorii să facem și cadouri la invitați. El e natural, poți să-l dai Gabriele. Așa sunt patru Mulțumesc, sticluți. Ce romantic. Ce romantic. Mulțumesc, <laughs> Partenerul acestei emisiuni, robust. Dar tu 100% de e... natural energetic drink. Dar tu știi că e că începe să implica brandurile tot mai multe, în susține totuși emisiuni diferite și nu le și E foarte greu să negociezi tema asta, dar foarte greu. Eu pentru unul noapte am avut mai multe negocieri, nu le-am scos în capăt efectiv după cerință, după explicații, Trebuie să dau prea multe explicații. E doar o perioadă, o să îmbunătățească lucrurile. te tău către oameni. Ai vrea ceva să-i întrebi, poate? Sau poate tu ai un lucru care e așteptat tu, eu să te întreb și tu nu te-am întrebat și tu ai vrut să-l spui, să-l discutăm. Sau, dacă nu... Sunteți cuplu, Cristina, nu? Voi vă împărțesc cu întrebările și faceți. Da, și el o dată și așa întrebare? da. Serios? Da. Da să spun de un vine de la cine o fură. Nu, a pot spun. Întrebarea asta eu am observat-o și originea ei vine de la Pavel Zingan. Asta el ne-a pus-o. Ni eu da, și ni ne-a plăcut tare. Și eu am zis că, băi, întrebarea asta și de bună, că trebuie, trebuie, ni îmi place să încheie. Da, dar știi situația și e cu șeful care tot întreba asta, e tăt poți tu? Tu mă provoși și pe Știi? Știi manipularea asta? Da, da. Cu... Și teoretic e o manipulare, dar e o practic corectă. Uh -huh. Pentru că uh -huh. eu îmi pun și mie întrebarea asta. Bă, asta e tot și pot. Uh -huh. Și în nu, smâșle. Uh -huh. da. Dacă da. eu aș mai fi vrut să vorbesc despre asta, da? Nu, adică eu mă uit uh -huh. la o chestie și zic, băi, am făcut asta. Uci, generată, uci de ciotcă. Da. Și pe zic, da, asta e tot și tu poți. Și automat produsul ăsta se devalorizează chică ca Bitcoin-ul, înțelegi? Și întrebarea asta altă, e cam similară cu aceea. Da, tu ai mai fi vreo? Da, aș fi. Și anume? Multe. Dar dacă să rezumăm la trei, cel mai important. Ar fi incorrect față de celelalte 124. Dar așa. Tu și ce tu față de întrebări? E, e foarte greșit să fii corect sau incorect față de întrebările care le ai și subiectele care te deranjează. După percepția cui? După percepția normală a oamenilor. Oamenii, de regulă, nu au emoții vis, -vis de subiecte. Noi să ne ducem într-o zonă în no, care stai, să fii absurditat. <laughs> deci tu, practic, ai vrut să spui că normalitatea ta, după percepția ta, uh -huh. este catalizatorul general uman, așa înseamnă normalitate? Uh -uh. Eu Reformulează. Eu, în cazul dat, vorbesc așa ca cu mine să se identifică cât mai mulți spectatori și să-mi dreptate în comentarii. Tu, din start, ai părere <rători> greșit despre tine. Da de Comentariile Comentariile să răte. <rători> Comentariile nu sunt fi. relevante pentru că uh, ele sunt... Uh, în general, ni comentariile pe YouTube, că eu aș face două modificări. Unu, pe YouTube aș obliga să existe uh, ca facebook și Instagram-ul. Uh -huh. Să pot să înțelegi și a spus asta. Uh, să uh -huh. Nu pentru că să mă duc să-i zic, dar și da șed, avem să ne batem. Nu, dar să înțeleg dacă contează să eu asta însamă, ori nu. Uh -huh. Uh -huh. Pentru că dacă comentariul și e al un om ca a cărui părere în cazul și Chiar este justificat, eu înțeleg. Nu știu, ea, ca eu am scris despre marketing și nimeni nu uh -huh. și a comentat, domnule. Și mi-a zis, bă, vezi că nu e chiar corect asta. Sau trebuie de făcut așa. Și eu zic ok, dacă o să el des, mă uit încă o dată. Da. Dar dacă acolo o scrii cineva cărui părere nu este relevantă, uh -huh. Uh -huh. nici nu mă uit la densa. Asta ar fi unul. Și doi. Bă, băgați-o dată dislike pe Facebook și pe Instagram. <laughs> Dați cu dislike, deci există numai like, asta și nu e corect. Și zic.

Nu, de isto, nervat, roșu, tipa. Nu, nu -i? Nu, asta nu, dar Tu înțelegi ca asta nu, acolo trebuie și butonaj. Da, 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 înțeleg. Tipa, îmi place spui. și nu-mi place. Înțeleg. Nu, eu cred așa că Facebook funcționează în așa fel. Tu pe YouTube cauți video -urile. YouTube da. e platforma în care tu cauți video șapte abonezi. Da. Dar Facebook funcționează așa că ți-l dă, să ți ți ieși, tu alegi, da sau nu. Like-urile sunt în momentul în care tu urmărești pe cineva. Dacă nu vrei să urmărești și nu-ți place, dezabonezi total. Păi atunci Dar... și inimeara. Dar îți de acord, da, sunt de acord cu tema asta, Sunt de acord, e bună tema, să fii două butoane, like și dislike în Tanner, Facebook. Mm, eu cred că asta ar, ar face revoluții pe Facebook. Dacă Facebook face asta, îți vă dau pentru că e ideea mea. <laughs> <laughs> în acest moment de avem două ore și două minute. Da, 40, eu cred și că aici noi minute. o să încheiem. Bun, în cazul dat, eu o sper mult că... Sper mult și cuvânt. <laughs> Eu contez pe tine Așa. În momentul în care să am subiecte În care îți vreau să Nu conta pe mine, contează în mine În tine îți contez Așa. Sper mult în tine <laughs> Bă, asta e băutura asta Nu mai peți mizeria asta Robust Nu mai este să nu Eu am deprinderea prin... de să reinvit invitații Oamenii, să re înțelegi? Da Așa. În momentul în care se creează câte trei ori dezbatere. Așa că eu să te mai invit în momentul în care să fii subiecte și a să consider că anume tu trebuie... Cum n-ai să vii? să vii, cred că. Ai să vii, pentru că aici să vii. Nu e despre mondial. Și și în comentarii. De ce? E ca să mă Hai să verificăm. Eu așa închei, da? Tot cine e ca vrei. te Să mă întâlnesc cu tot ce e.